Gabriel García Márquez, Cronica unei morți anunțate, citește Simona Soare. Moto: zborul iubirii te poartă spre culmi, semnat Gil Vicente. În ziua în care avea să fie omorât, Santiago Nassar se sculă în zor la 5:30 pentru a aștepta vaporul cu care sosea episcopul. Visase că străbătea o pădure de ficuși uriași, unde se cernea o burniță fină și, preț de o clipă, a fost fericit în vis, dar deșteptându-se se simți stropit de găinați din cap până în picioare. Întotdeauna visa copaci, îmi spuse Placida Linero, maică-sa, evocând 27 de ani mai târziu amănuntele acelei zile nefericite de luni. Cu o săptămână înainte, visase că era singur într-un avion de staniol care zbura fără să se izbească printre migdali, îmi spuse. Avea o faimă temeinic câștigată de tălmăcitoare fără greș a viselor altora dacă îi erau povestite pe inima goală, însă nu deslușise niciun semn rău în cele două vise ale fiului ei și nici în celelalte, tot cu copaci, pe care el îi le povestise în diminețile de dinaintea morții. Nici Santiago Nassar nu luă visul ca pe o prevestire. Dormise puțin și prost, fără să-și mai scoată hainele, și se trezi cu durere de cap și cu un gust de cocleală în cerul gurii, pe care le-a pus firește pe seama chefului de la nunta ce se prelungise până după miezul nopții. Nenumăratele persoane întâlnite pe drum de când plecase de acasă la 6:05 și până ce fusese înjunghiat ca un porc un ceas mai târziu și-l aduceau aminte puțin adormit, dar bine dispus, spunându-le tuturor, ca din întâmplare, că era o zi minunată. Nimeni nu era sigur dacă nu cumva se referea la starea vremii. Mulți erau de aceeași părere, amintindu-și că era o dimineață strălucitoare, cu o briză dinspre mare ce adia printre plantațiile de bananieri, cum era de așteptat într-un februarie frumos din epoca aceea. Însă majoritatea susținea că era un timp funest, cu un cer tulbure și apăsător, cu un miros pătrunzător de apă stătută și că în clipa nenorocirii cădea o ploaie măruntă ca cea văzută de Santiago Nassar în pădurea din vis. Eu încercam să-mi vin în fire după petrecerea de nuntă în poala divină a Mariei Alejandrina Cervantes și abia dacă m-a trezit dangătul clopotelor sunând alarma, căci eu am crezut că băteau în onoarea episcopului. Santiago Nassar își puse o pereche de pantaloni și o cămașă de in alb, ambele neapretate, la fel cu cele pe care le îmbrăcase cu o zi înainte la nuntă. Erau haine de sărbătoare. De n-ar fi fost din pricina sosirii episcopului și-ar fi pus costumul cachi și cizmele de călărit cu care se ducea în fiecare luni la Divinul Chip, ferma moștenită de la tatăl lui și pe care el o administra cu nespusă pricepere, deși fără prea mult succes. La pădure purta la brâu un Magnum 357, ale cărui gloanțe blindate, așa cum spunea el, puteau omorâ un cal spintecându-l în două. În sezonul de potârnici își lua și uneltele de vânătoare. Mai avea în dulap o pușcă Mallinger Schönauer 3006, una Holland Magnum 300, o Hornet 22 cu lunetă cu țeavă dublă și o carabină Winchester cu repetiție. Întotdeauna dormea ca părintele lui cu arma ascunsă în fața de pernă. Dar în ziua aceea, înainte de a pleca de acasă, îi scosese gloanțele și o pusese în sertarul de la noptieră. Niciodată n-o lăsa încărcată, îmi spuse maică-sa. Eu o știam și mai știam și că păstra armele într-un loc și ascundea muniția în altul, foarte depărtat, astfel ca nimeni să nu cedeze ispitei de a le încărca în casă. Era un obicei înțelept impus de către tatăl lui din dimineața aceea, când o slușnică a scuturat perna ca să-i scoată fața și pistolul s-a descărcat izbindu-se de pardoseală, iar glonțul distruse dulapul din cameră, străbătu peretele salonului, țâșni cu un zgomot ca pe câmpul de luptă prin sufrageria casei vecine și făcu praf un sfânt de gips în mărime naturală de pe altarul cel mare al bisericii, în celălalt capăt al pieții. Santiago Nassar, pe atunci copil mic, n-a uitat în veci incidentul acela care i-a fost învățătură de minte.
Ultima imagine pe care maică s-a păstrat despre el a fost trecerea grăbită prin dormitor. O trezise când se străduia să găsească pe dibuite o aspirină în dulăpiorul cu medicamente din baie și ea a aprins lumina și l-a văzut ivindu-se în prag cu paharul de apă în mână, cum avea să și-l amintească pentru totdeauna. Santiago Nasar i-a povestit atunci visul, dar ea n-a luat aminte la copaci. Toate visele cu păsări înseamnă sănătate de fier, zise. Îl văzuse din același hamac și din aceeași poziție în care am găsit-o eu, vlăguită în ultimele tresăriri ale bătrâneții, când m-am întors în satul acela uitat, încercând să recompun din atâtea cioburi împrăștiate oglinda spartă a memoriei. Abia dacă mai deslușea formele în plină lumină și avea frunze tămăduitoare la tâmple împotriva durerii de cap eterne pe care i-o lăsase fiul ei, trecând ultima oară prin dormitor. Stătea pe parte, ținându-se de sforile de la capul hamacului pentru a încerca să se ridice și în penumbră stăruia mirosul de cristelniță, același care mă descumpănise și în dimineața crimei. Abia am apărut în pragul ușii că m-a și confundat cu amintirea lui Santiago Nasar. Stătea acolo, îmi zise, avea costumul de in alb spălat doar cu apă, pentru că avea pielea atât de gingașă că nu suporta foșnetul apretului. A rămas un lung răstimp în hamac, mestecând semințe de cardamon, până când i s-a destrămat iluzia că i se întorsese feciorul. Atunci suspină, a fost bărbatul vieții mele. Eu l-am văzut în memoria ei. Împlinise 21 de ani în ultima săptămână a lui ianuarie. Era zvelt și palid și avea pleoapele arabe și părul cârlionțat al părintelui său. Era unicul copil al unei perechi căsătorite de conveniență, care n-a cunoscut nicio clipă de fericire, însă el părea fericit cu tatăl lui până acesta a murit subit cu 3 ani mai înainte și a continuat să pară la fel cu mama ei singuratică, până în lunea morții lui. De la ea a moștenit instinctul, de la tatăl lui deprinsese din fragedă vârstă mânuirea armelor de foc, dragostea pentru cai și dresarea șoimilor de vânătoare. Și tot de la el învățase și marile virtuți ale curajului și prudenței. Între ei vorbeau în arabă, dar nu și de față cu Placida Linero, ca să nu se simtă exclusă. N-au fost văzuți niciodată în sat purtând vreo armă și singura dată când și-au adus șoimii dresați a fost pentru o demonstrație la un târg de binefacere. Moartea tatălui l-a obligat să se lase de învățătură după terminarea școlii secundare pentru a se ocupa de ferma familiei. Prin propriile merite, Santiago Nasar era vesel și pașnic și avea inima bună. În ziua în care avea să fie omorât, maică s-a crezut că el încurcase data, văzându-l îmbrăcat în alb. I-am adus aminte că era luni, mi-a spus ea. Însă el o lămuri că se îmbrăcase în haine de sărbătoare pentru cazul în care ar avea prilejul să-i sărute inelul episcopului. Ea nu păru interesată de fel. Nici măcar n-o să coboare de pe vapor, îi zise. O să schițeze o binecuvântare de obligație, ca întotdeauna, și o să plece cum a venit. Urăște satul ăsta. Santiago Nasar știa că era adevărat, dar fastul bisericesc exercita asupra-i o fascinație irezistibilă. E ca la cinema, îmi spusese odată. În schimb, tot ce o interesa pe maică-sa în legătură cu sosirea episcopului era ca pe feciorul ei să nu-l ude ploaia, căci îl auzise strănutând în timp ce dormea. Îl sfătui să-și ia o umbrelă, dar el îi făcu un semn de rămas bun cu mâna și ieși din cameră. A fost ultima oară când l-a văzut. Victoria Guzman, bucătăreasa, era convinsă că nu plouase deloc în ziua aceea și nici în toată luna februarie. Dimpotrivă, îmi spuse când m-am dus să o văd cu puțin timp înainte de moartea ei, soarele începea să dogorească mai devreme decât în august. Stătea și spinteca 3 iepuri pentru masa de prânz înconjurată de câinii care gâfâiau într-una când Santiago Nasar intră în bucătărie. Întotdeauna se deștepta tras la față ca după o noapte proastă, își amintea fără urmă de afecțiune Victoria Guzman. Divina Flor, fata ei, care tocmai începea să înflorească, îi servi lui Santiago Nasar o ceașcă mare de cafea fără zahăr cu o picătură de rachiu de trestie ca în fiecare luni, spre a-l ajuta să-și vină în fire după corvoada de peste noapte. Bucătăria imensă, cu șopotul focului și găinile adormite pe stinghii, avea un aer tainic.
Santiago Nassar mai mestecă o aspirină și se așeză să bea cu sorbituri domoale ceașca de cafea, gândindu-se alene, fără a-și lua ochii de la cele două femei care scoteau măruntaiele iepurilor. În ciuda vârstei, Victoria Guzman arăta neschimbată. Fata, încă puțin cam sălbatică, părea sufocată de navala simțurilor ce îi se trezeau. Santiago Nassar oprinse de încheietura mâinii când ea dădu să-i ia ceașca goală. Ți-a cam venit vremea să fim blânzită, îi zise. Victoria Guzman îi arătă cuțitul însângerat. Dă-i drumul, albule, îi porunci grav. Cât trăiesc eu, n-ai să te atingi de ea. Fusese sedusă de Ibrahim Nassar în floarea adolescenței, făcuse dragoste cu ea pe furiș ani în șir prin grajdurile fermei și o luase acasă ca slușnică atunci când patima îi se stinse. Divina Flor, care era fiica unui soț mai recent, se știa hărăzită patului tainic al lui Santiago Nassar și gândul acesta îi stârnea o neliniște prematură. Nu s-a mai născut bărbat ca el, îmi spuse. Acum, grasă și ofilită, înconjurată de copiii din alte legături de dragoste. Era leit tatăl său, îi răspunse Victoria Guzman. Un nemernic. Însă nu și-a putut înfrâna o tresărire de spaimă, amintindu-și oroarea lui Santiago Nassar când ea smulsese cu putere măruntaiele unui iepure și aruncase la câini mațele aburinde. Nu fi barbară, îi zise el. Închipuiește-ți că ar fi o ființă omenească. Victoria Guzman a avut nevoie de aproape 20 de ani ca să înțeleagă de ce un bărbat deprins să omoare animale neajutorate a simțit pe neașteptate asemenea oroare. Sfinte Dumnezeule, a exclamat înspăimântată, deci toată povestea aceea a fost o prevestire. Totuși adunase în ea atâta furie până în dimineața crimei, încât continuă să îndoape câinii cu mațele de la ceilalți iepuri, numai pentru a-i strica lui Santiago Nassar gustarea. Așa stăteau lucrurile când întregul sat se trezi la urletul cutremurător al vaporului cu care sosea episcopul. Casa era un fost depozit cu un singur etaj, cu pereții din scânduri negeluite și acoperiș de tablă în două ape, deasupra căruia se roteau vulturii pândind resturile din port. Fusese construit pe vremea când fluviul era atât de primitor încât multe corăbii de pe mare și chiar câteva nave de cursă lungă se aventurau până aici prin mlaștinile estuarului. Când a venit Ibrahim Nassar odată cu ultimii arabi la sfârșitul războiilor civile, vasele de pe mare nu mai puteau ajunge acolo din pricina capriciilor fluviului, iar depozitul fusese părăsit. Ibrahim Nassar îl cumpără pe mai nimic pentru a deschide o prăvălie cu marfă de import pe care n-a deschis-o niciodată și numai când era în prag de însurătoare l-a transformat în casă de locuit. La parter făcu un salon bun la toate și în fundul curții construi un grajd pentru 4 cai, odăile servitorilor și o bucătărie de vară cu ferestrele spre port pe unde pătrundea veșnic mirosul pestilențial al apei. Singurul lucru pe care îl lăsă neatins a fost scara în spirală, salvată din cine știe ce naufragiu. La etaj, unde odinioară se aflau birourile vămii, făcu 2 dormitoare mari și 5 cămăruțe pentru pulderia de copii pe care se gândea să-i aibă și ridică un balcon de lemn deasupra migdalilor din piață, unde Placida Linero se așeza în după amiezile de martie să-și aline singurătatea. În față păstră doar poarta principală și mai făcu 2 ferestre mari cu zăbrele strunjite. Păstră și poarta din spate, înălțând-o doar puțin pentru a putea trece călare și folosi în continuare o parte din vechiul chei. Aceasta a fost întotdeauna poarta cea mai întrebuințată, nu numai pentru că ducea direct la grajduri și la bucătărie, ci și fiindcă dădea în strada portului cel nou, fără să mai fie nevoie să treci prin piață. Poarta din față, în afara ocaziilor sărbătorești, rămânea închisă și zăvorâtă. Cu toate acestea, acolo și nu la poarta din spate îl așteptau pe Santiago Nassar oamenii care aveau să-l omoare și pe acolo a ieșit el ca să-l întâmpine pe episcop, chiar dacă pentru a ajunge în port trebuia să înconjoare toată casa. Nimeni nu putea înțelege atâtea coincidențe funeste. Judecătorul de instrucție venit de la Rioacea le-a întrezărit pe semne fără a se încumeta să le admită, căci, din dosar, reieșea limpede interesul lui de a da o explicație rațională.
Poarta dinspre piață era pomenită de mai multe ori cu nume de roman foileton, poarta fatală. În realitate, singura explicație valabilă părea cea a Placidei Linero, care răspunse la întrebare cu judecata-i de mamă. Fiul meu nu ieșea niciodată pe poarta din spate îmbrăcat în haine de sărbătoare. Părea un adevăr atât de simplu încât judecătorul l-a consemnat într-o notă marginală, dar fără să-l includă în rechizitoriu. Victoria Guzman, la rândul ei, a fost categorică, răspunzând că nici ea și nici fata ei nu știau că Santiago Nassar era așteptat ca să fie omorât. Dar cu trecerea anilor a ajuns să recunoască faptul că amândouă știau ce se va întâmpla atunci când el a intrat în bucătărie să-și bea cafeaua. Le-o spusese o femeie care trecuse după ora 5 să ceară puțin lapte de pomană, dezvăluindu-i pe deasupra și motivele și locul unde l-așteptau. Nu l-am prevenit, fiindcă am crezut că erau vorbe în vânt spuse la beție, mi-a zis. Totuși, divina Flor mi-a mărturisit într-o vizită făcută mai târziu, după ce maică s-a murise, că aceasta nu-i spusese nimic lui Santiago Nassar, pentru că în străfundurile sufletului dorea să fie omorât. Cât despre ea, nu-l prevenise, deoarece pe atunci nu era decât o copilă speriată, incapabilă să ia singură o hotărâre și se înspăimântase și mai tare când el o prinsese de încheietură cu o mână pe care o simțise înghețată și încremenită, ca o mână de mort. Santiago Nassar străbătu cu pași mari casa cufundată în penumbră, însoțit de urletele triumfale ale vaporului episcopului. Divina Flor i-o luă înainte spre a-i deschide poarta, încercând să nu se lase ajunsă din urmă printre coliviile păsărilor adormite din sufragerie, printre mobilele de răchită și glastrele cu ferigi atârnate în salon. Dar când trase zăvorul de la poartă, nu putu să se mai ferească de mâna ca o gheară de uliu răpitor. Mi-a pus toată mâna între picioare, îmi spuse divina Flor. Așa făcea mereu, ori de câte ori mă găsea singură prin unghierele casei, dar în ziua aceea n-am simțit frica dintotdeauna, ci o poftă îngrozitoare să plâng. Se dădu la o parte să-l lase să iasă și, prin poarta întredeschisă, văzu migdalii din piață, ninși de strălucirea zorilor, dar n-a avut curajul să mai vadă nimic altceva. Atunci încetă urletul vaporului și cocoșii prinseră să cânte, îmi spuse. Era o larmă atât de mare că nu puteai crede că erau atâția cocoși în sat și m-am gândit că veneau alții pe vaporul episcopului. Tot ce a putut face pentru bărbatul care n-avea să fie în veci al ei a fost să lase poarta fără zăvorul tras, nesocotind porunca Placidei Linero pentru ca el să poată intra iar în casă în caz de urgență. Cineva, care n-a fost identificat niciodată, vârâse pe sub poartă un plic cu o hârtie prin care Santiago Nassar era înștiințat că l-așteptau să-l omoare și, pe deasupra, îi se dezvăluiau locul și motivele, precum și alte amănunte foarte exacte ale celor puse la cale. Mesajul era pe jos când Santiago Nassar ieși din casă, dar el nu-l văzu și nu-l văzu nici divina Flor, și nu-l văzu nimeni până mult timp după ce crima fusese săvârșită. Bătuse de 6 și felinarele erau încă aprinse. Pe crengile migdalilor și la câteva balcoane mai atârnau ghirlandele multicolore de la nuntă, s-ar fi putut crede că fusese răpuse de curând în cinstea episcopului. Dar piața pavată cu lespezi până la intrarea în biserică, unde se afla estrada muzicanților, părea un maidan cu sticle goale și tot felul de resturi de la petrecerea populară. Când Santiago Nassar ieși din casă, mai multă lume dădea fuga spre port, înnebunită de urletele vaporului. Singurul local deschis pe atunci în piață era o lăptărie lângă biserică, unde stăteau cei doi oameni care l-așteptau pe Santiago Nassar ca să-l omoare. Clotilde Armenta, proprietara prăvăliei, a fost prima care l-a văzut în lumina zorilor și a avut impresia că era înveșmântat în poleială. Părea deja o fantomă, îmi spuse. Oamenii care aveau să-l omoare adormiseră pe scaune, strângând în poală cuțitele înfășurate în ziare și Clotilde Armenta își ținu respirația ca să nu-i trezească. Erau gemeni, Pedro și Pavlo Vicario. Aveau 24 de ani și semănau atât de mult încât a nevoie puteau fi deosebiți.
Aveau căutătura încruntată, dar erau oameni de treabă, glăsuia dosarul. Eu, care îi știam din școala primară, aș fi scris la fel. Mai purtau încă în dimineața aceea costumele de postav închise la culoare de la nuntă, prea groase și ceremonioase pentru caraibi, și aveau aerul răvășit după atâtea ceasuri de necumpătare, dar își împliniseră datoria de a se bărbieri. Cu toate că nu încetaseră să bea din ajunul petrecerii, după 3 zile nu se îmbătaseră încă, ci păreau niște lunatici treziți brusc. Adormiseră odată cu cele din tâi raze ale răsăritului, după aproape 3 ceasuri de așteptare în prăvălia Clotildei Armenta, și acela era primul lor somn de sâmbătă încoace. Abia dacă se deșteptaseră la cel din tâi urlet al vaporului, dar instinctul i-a trezit de-a pinelea când Santiago Nasar plecă de la el de acasă. Amândoi înșfăcară atunci sulul de ziare și Pedro Vicario dădu să se ridice. Pentru numele lui Dumnezeu, șopti Clotilde Armenta. Lăsați-o pe mai târziu, chiar de-ar fi numai din respect față de domnul episcop. A fost o inspirație de la Sfântul Duh, repeta ea adesea. Într-adevăr, fusese o idee providențială, dar cu putere trecătoare. Auzind-o, gemenii Vicario căzură pe gânduri, iar cel care se ridicase se așeză din nou. Amândoi îl urmăriră cu privirea pe Santiago Nasar când începu să traverseze piața. Îl priveau mai curând cu milă, spunea Clotilde Armenta. Copilele de la școala de maici traversară piața în momentul acela, tropăind în dezordine în uniformele lor de orfane. Placida Linero a avut dreptate. Episcopul nu coborâ de pe vapor. În port era o puzderie de lume, în afară de autorități și de copiii de școală, și pretutindeni se vedeau coșurile cu cocoși îndopați pe care îi le aduceau caplocon episcopului, fiindcă ciorba din creste de cocoși era mâncarea lui preferată. Pe chei zăceau atâtea stive de lemne încât vaporul ar fi avut nevoie de cel puțin 2 ore ca să fie încărcat. Dar nu se opri, apăru la cotitura fluviului, pufăind ca un balaur, și atunci fanfara începu să interpreteze imnul episcopului și cocoșii se puseră pe cântat în coșuri și stârniră pe toți ceilalți din sat. Pe vremea aceea, legendarele vase cu zbaturi alimentate cu lemne erau pe cale de dispariție și puținele care erau folosite încă nu mai aveau nici pianolă și nici cabine pentru luna de miere și abia dacă reușeau să navigheze împotriva curentului. Însă acesta era nou și avea 2 coșuri în loc de unul, cu steagul vopsit ca o banderolă de jur împrejur, iar roata cu paletă de la pupa îi dea un avânt de vas maritim. Pe puntea superioară, lângă cabina capitanului, se afla episcopul în sutană albă cu alaiul său de spanioli. Era o vreme de Crăciun, a spus sora mea Margot. După părerea ei, șuieratul vaporului slobozise un șuvoi de aburi sub presiune când a trecut prin dreptul portului și i-a udat din cap până în picioare pe cei care stăteau mai aproape de mal. A fost o iluzie efemeră. Episcopul începu să facă semnul crucii în văzduh în fața mulțimii de pe chei și apoi continuă să-l facă din obișnuință, fără intenție rea și fără inspirație, până când vasul se pierdu din vedere și rămase numai larma stârnită de cocoși. Santiago Nasar avea toate motivele să se simtă dezamăgit. Contribuise cu mai multe legături de lemne la solicitarea publică a părintelui Carmen Amador și, pe deasupra, alesese el însuși cocoșii cu crestele cele mai apetisante. A fost însă o supărare de moment. Sora mea, Margot, care se afla cu el pe chei, îl găsi foarte bine dispus și cu mare chef să continue petrecerea, în ciuda faptului că aspirinele nu-i alinaseră deloc durerea. Nu părea răcit și era cu gândul numai la cât costase nunta, îmi spuse. Cristo Bedoya, care era împreună cu ei, dezvălui cifre care îi sporiră uimirea. Petrecuse cu Santiago Nasar și cu mine până puțin înainte de 4, dar nu se dusese să doarmă la părinții lui, ci rămăsese la taifas în casa bunicilor.
Acolo făcu rost de numeroase date care îi lipseau spre a socoti cheltuielile petrecerii. Calculă că fuseseră sacrificați 40 de curcani și 11 porci pentru oaspeți și 4 vițele pe care mirele a pus să le frigă pentru tot satul în Piața Mare. Socoti că se consumaseră 205 lăzi cu alcool de contrabandă și aproape 2000 de sticle cu rom de trestie care fuseseră împărțite mulțimii. N-a existat niciun singur om, sărman sau bogat, care să nu fi luat parte în vreun fel la petrecerea cea mai zgomotoasă ce se văzuse vreodată în sat. Santiago Nassar visă cu voce tare. Așa va fi la nunta mea, spuse. N-o să vă ajungă toată viața ca să o puteți povesti. Sora mea simți cum se așterne o tăcere adâncă. Se gândi iar la norocul Florei Miguel, care se bucura de atâtea în viață și pe deasupra îl va mai avea și pe Santiago Nassar la Crăciunul din anul acesta. Mi-am dat seama dintr-o dată că nu putea exista o partidă mai bună ca el, mi-a zis. Închipuiește-ți, frumos, cu minte, cu avere proprie la 21 de ani. Ea obișnuise să-l invite la noi acasă la micul dejun când aveam plăcinte cu manioc, iar mama le făcea chiar în dimineața aceea. Santiago Nassar acceptă cu entuziasm. Mă duc să-mi schimb hainele și te ajung din urmă, spuse, și își dădu seama că-și uitase ceasul pe noptieră. Cât e ora? Era 6:25. Santiago Nassar îl luă de braț pe Cristo Bedoya și o porniră către piață. Într-un sfert de oră sunt la tine acasă, îi spuse surorii mele. Ea stărui să meargă împreună imediat pentru că micul dejun era gata. Era ciudat că insista așa, îmi spuse Cristo Bedoya, într-atât încât mi-a trecut prin cap uneori că Margot știa deja că aveau să-l omoare și vroia să-l ascundă la voi acasă. Totuși, Santiago Nassar o convinse să o ia înainte până ce el își punea hainele de călărit, fiindcă trebuia să se ducă de vreme la divinul chip pentru a jugăni viței. Se despărți de ea cu același semn cu mâna cu care își luase rămas bun de la maică sa și se îndepărtă spre piață ținându-l de braț pe Cristo Bedoya. A fost ultima oară când l-a văzut. Mulți din cei care se aflau în port știau că Santiago Nassar avea să fie omorât. Don Lázaro Aponte, colonel de la Academia Militară, acum în rezervă și primar de 11 ani, îi adresă un salut cu degetele. Aveam motivele mele bine întemeiate să cred că nu mai era nicio primejdie pentru el, îmi zise. Nici părintele Carmen Amador nu se neliniști. Când l-am văzut de afară, am crezut că totul fusese o minciună, îmi zise. Nimeni, nici măcar, nu se întrebă dacă Santiago Nassar fusese prevenit, pentru că tuturor li se păru imposibil să nu fie. În realitate, sora mea Margot era una din puținele persoane care încă nu știau că aveau să-l omoare. Dacă aș fi știut, l-aș fi luat acasă, chiar dacă ar fi trebuit să-l leg, declară judecătorului. Era ciudat că n-o știa, dar era mult mai ciudat că nici mama n-o știa, căci le afla pe toate înaintea tuturor din casă, în ciuda faptului că de ani de zile nu mai ieșea pe stradă, nici măcar pentru a se duce la biserică. Eu prețuiam virtutea aceasta a ei de când am început să mă scol de vreme pentru a merge la școală. O găseam așa cum era pe atunci, palidă și tăcută, măturând curtea cu o mătură de nuiele în lumina cenușie a răsăritului și, între două sorbituri de cafea, îmi povestea ce se mai întâmplase pe lume în timp ce noi dormeam. Părea că are niște fire de comunicare secretă cu ceilalți oameni din sat, mai ales cu cei de vârsta ei, și uneori ne surprindea cu vești anticipate pe care nu le-ar fi putut afla decât prin darul ghicitului. În dimineața aceea, totuși, n-a simțit adierea tragediei care se urzea din zori de la ora 3. Terminase de măturat curtea și când sora mea, Margot, a plecat să-l întâmpine pe episcop, a lăsat-o măcinând manioc pentru plăcinte. Se auzeau cocoșii, obișnuia să spună mama, evocând ziua aceea. Însă niciodată n-a făcut legătura între larma din depărtare și sosirea episcopului, ci a socotit că erau cele de pe urmă răbufniri ale petrecerii de la nuntă. Casa noastră era departe de Piața Mare, într-o pădure de manglieri pe malul fluviului. Sora mea Margot se dusese în port de-a lungul țărmului și lumea era prea înfierbântată de venirea episcopului ca să se mai ocupe de alte noutăți.
Așezaseră bolnavii culcați în portaluri pentru a primi leacul Domnului. Femeile ieșeau în fugă de prin curți cu curcani și purcei de lapte și tot felul de bunătăți, iar de pe malul celălalt soseau luntre împodobite cu flori. Însă după ce episcopul trecu, fără să-și pună piciorul pe pământ, cealaltă noutate neluată în seamă izbucni, căpătând proporțiile unui scandal. Atunci sora mea Margot a aflat-o de-a fi rapăr și în chip brutal. Angela Vicario, frumoasa fată care se cununase cu o zi în urmă, fusese adusă înapoi acasă la părinți, fiindcă mirele descoperi că nu era fecioară. Am simțit că eu eram cea care avea să moară, mi-a spus sora mea, dar oricât întorceau povestea și pe față și pe dos, nimeni nu mă putea lămuri cum de bietul Santiago Nassar a ajuns până la urmă să fie amestecat într-o astfel de tărășenie. Tot ce se știa cu siguranță era că frații Angelei Vicario stăteau și l-așteptau ca să-l omoare. Sora mea se întoarse acasă mușcându-și buzele ca să nu plângă. O găsi pe mama în sufragerie, cu rochia de sărbătoare cu flori albastre, pe care și-o pusese pentru cazul că episcopul ar trece să ne dea binecuvântarea, cântând fadoul despre dragostea invizibilă în timp ce aranja masa. Sora mea observă că pusese un tacâm în plus. E pentru Santiago Nassar, îi zise mama. Am aflat că l-ai poftit la gustare. Ia-l de aici, spuse sora mea. Atunci i-a povestit. Dar a fost ca și cum ar fi știut-o deja, îmi spuse. S-a întâmplat ca întotdeauna. Încep să-i povestești ceva și înainte de a ajunge la jumătate, ea știe cum se sfârșește. Vestea aceea cumplită era un mister de nedezlegat pentru mama. Lui Santiago Nassar îi puseseră numele acesta după numele ei și, în afară de faptul că era nașă de botez, mai era și rudă de sânge cu Pura Vicario, mama miresei adusă înapoi. Totuși, nici n-apucase să asculte bine vestea că și pusese pantofii cu toc și mantila de mers la biserică pe care le mai folosea pe atunci numai pentru vizitele de condoleanțe. Tata, care auzise totul din pat, apăru în sufragerie în pijama și o întrebă îngrijorat unde se ducea. S-o previn pe cumătra Placida, răspunse ea. Nu-i drept ca toată lumea să știe că o să-i omoare fiul și ea să fie singura care n-a aflat. Suntem tot atât de legați de ea ca și de familia Vicario, zise tata. Trebuie să fim totdeauna de partea celui mort, a răspuns ea. Ceilalți frați ai mei începuseră să iasă de prin camerele lor. Cei mai mici, atinși de suflul tragediei, izbucniră în plâns. Mama nu-i lua în seamă pentru prima oară în viață și nici nu-i dădu atenție bărbatului ei. Așteaptă să mă îmbrac, îi spuse el. Ea era însă în stradă. Fratele meu, Jaime, care pe atunci n-avea decât 7 ani, era singurul îmbrăcat pentru școală. Însoțește-o tu, porunci tata. Jaime dădu fuga după ea fără a ști ce se întâmplă și nici unde se duceau și îi se agăță de mână. Mergea vorbind singură, îmi spuse Jaime. Oameni ticăloși, spunea în șoaptă, fiare blestemate care nu sunt stare să facă nimic altceva decât să aducă nenorociri. Nici măcar nu-și dădea seama că ținea copilul de mână. S-or fi gândit pe semne că înnebunisem, îmi spuse ea. Nu mi-amintesc decât că se auzea în depărtare zvon de lume multă, de parcă ar fi început iar petrecerea de nuntă și că toată lumea fugea spre piață. Grăbi atunci pasul cu fermitatea de care era capabilă când era în joc o viață, până când cineva care venea în goană din partea cealaltă se milostivi de rătăcirea ei. Nu te mai chinui atât, Luisa Santiago, îi strigă ajungând în dreptul ei. L-au și omorât. Baiardo San Roman, bărbatul care aduse înapoi mireasa la părinți, venise pentru prima oară în august anul trecut, cu 6 luni înainte de nuntă. Sosise cu vaporul care făcea curse în fiecare săptămână, ducând niște pungi cu garnituri de argint care se potriveau cu cataramele de la curea și inelele de la cisme. Mergea pe 30 de ani, dar îi ascundea bine, căci avea un mișloc zvelt de toreador, ochi aurii și pielea ușor bronzată de focul silitrei. Purta o jachetă scurtă și o pereche de pantaloni foarte strâmți, ambele din piele de vițel, și niște mănuși de chevro de aceeași culoare. Magdalena Oliver venise cu același vapor și nu putuse să-și ia ochii de la el cât a fost călătoria de lungă.
Părea un poponar, mi-a spus. Și era mare păcat, fiindcă îți venea parcă să-l ungi cu unt și să-l mănânci de viu. N-a fost singura care a gândit așa și nici ultima care să-și dea seama că Bayardo San Roman nu era un bărbat pe care să-l cunoști la prima vedere. Mama mi-a scris la liceu la sfârșitul lui august, spunându-mi într-o notă la voia întâmplării. A venit un bărbat tare ciudat. În scrisoarea următoare îmi spunea: bărbatul ciudat se numește Bayardo San Roman și toată lumea zice că e plin de farmec, însă eu nu l-am văzut. Nimeni n-a aflat vreodată de ce a venit. Cuiva care n-a rezistat tentației de a-l întreba cu puțin înainte de nuntă, i-a răspuns: mergeam din sat în sat căutându-mi nevastă. Se prea poate să fi fost adevărat, dar și să fi dat orice alt răspuns, fiindcă avea un fel de a vorbi prin care părea mai curând că se ascunde decât că se exprimă. În seara sosirii a lăsat să se înțeleagă la cinematograf că era inginer feroviar și a vorbit de necesitatea urgentă de a se construi un drum de fier spre interiorul țării pentru a o lua înaintea transportului fluvial. A doua zi a trebuit să trimită o telegramă și a bătut-o el însuși la aparat, iar pe deasupra l-a învățat pe telegrafist o formulă proprie de folosit mai departe bateriile uzate. Cu aceeași pricepere a vorbit despre bolile din zonele de frontieră cu un medic militar care a trecut pe la noi în lunile acelea recrutând soldați. Îi plăceau petrecerile zgomotoase și care nu se mai sfârșeau, dar bea cu măsură, știa să-i potolească pe cei puși pe ceartă și era un dușman al jocurilor măsluite. Într-o duminică după slujbă, i-a provocat la întrecere pe cei mai buni înotători, care nu erau deloc puțini, făcându-i de rușine pe primii cu 20 de brațe și l-a dus și l-a întors la traversarea fluviului. Mama mi-a povestit toate astea într-o scrisoare și la sfârșit mi-a făcut un comentariu de-al ei. Pare-se că înnoată și în aur. Acesta era ecoul legendei timpurii care povestea că Bayardo San Roman nu numai că era capabil să facă orice și să o facă foarte bine, ci în plus mai și dispunea de mișloace inepuizabile. Mama îi dădu binecuvântarea finală într-o scrisoare din octombrie. Lumea îl îndrăgește mult, îmi spunea, fiindcă e cinstit și are suflet bun, iar duminica trecută a luat Sfânta Împărtășanie în genunchi și a ajutat la liturghie în latină. Pe vremea aceea nu era îngăduit să te împărtășești stând în picioare și slujba se ținea numai în latină, dar mama obișnuiește să facă acest fel de precizări inutile când vrea să ajungă în miezul lucrurilor. Totuși, după acest verdict de consacrare definitivă, mi-a mai scris încă două scrisori în care nu-mi mai spunea nimic de Bayardo San Roman, nici măcar atunci când toată lumea aflase că vroia să se însoare cu Angela Vicario. Numai după multă vreme de la nunta nefericită, mi-a mărturisit că îl cunoscuse când era prea târziu ca să mai îndrepte scrisoarea din octombrie și că ochii lui de aur îi dăduseră fior de spaimă. Mi s-a părut că-i dracul în persoană, îmi zicea, dar chiar tu mi-ai spus că astfel de lucruri nu se cuvin a fi scrise. L-am cunoscut la puțin timp după ea când am venit în vacanța de Crăciun și nu l-am găsit atât de ciudat cum se spunea. Mi s-a părut atrăgător, într-adevăr, însă foarte departe de viziunea idilică a Magdalenei Oliver. Mi s-a părut mai sobru decât îl arătau ștrengăriile sale și într-o veșnică încordare tainică, abia disimulată de virtuțile excesive. Dar mai cu seamă mi s-a părut un bărbat foarte trist. Pe atunci își făcuse publică logotna cu Angela Vicario. Niciodată nu s-a aflat foarte exact cum s-au cunoscut. Proprietarea sa pensiunii de burlaci, unde locuia Bayardo San Roman, povestea că acesta își făcea siesta într-un balansoar din salon la sfârșitul lui septembrie, când Angela Vicario și maică-sa traversară piața cu două coșuri de flori artificiale. Bayardo San Roman se trezi pe jumătate, le văzu pe cele două femei îmbrăcate în negru din cap până în picioare, care păreau singurele ființe vii în toropeala de la ora două, și întrebă cine era tânăra. Proprietarea sa îi răspunse că era fata cea mai mică a femeii care o însoțea și că se numea Angela Vicario. Bayardo San Roman le urmări cu privirea până în celălalt capăt al pieții. I se potrivește bine numele, zise.
Apoi își sprijini capul de spătarul balansoarului și închise iar ochii. Când mă trezesc, spuse, amintește-mi că o să mă căsătoresc cu ea. Angela Vicario mi-a povestit că proprietăreasa pensiunii îi vorbise de acest episod înainte ca Bayardo San Roman s-o ceară de nevastă. M-am speriat îngrozitor, mi-a spus. Trei oameni care locuiau la pensiune adeveriră că lucrurile se petrecuseră întocmai, dar alți patru nu erau prea siguri. În schimb, toate versiunile coincideau în privința faptului că Angela Vicario și Bayardo San Roman se văzuseră pentru prima oară la sărbătoarea națională din octombrie, la o chermesă de binefacere, unde ea avea rolul să strige numerele câștigătoare. Bayardo San Roman sosi la chiarmesă și se duse drept la standul unde se afla fata sfioasă, îmbrăcată în doliu de sus până jos, și o întrebă cât costa gramofonul cu incrustații de fildeș, care era desigur atracția cea mare. Ea îi răspunse că nu era de vânzare, ci pentru tombolă. Ce bine, zise el, așa o să fie mai ușor și pe deasupra mai ieftin. Ea îmi mărturisi că izbutise să o impresioneze, dar din motive potrivnice iubirii. Eu detestam bărbații trufași și niciodată nu văzusem vreunul cu atâtea fumuri, îmi spuse ea, evocând ziua aceea. În afară de asta, am crezut că era polonez. Supărarea i-a fost și mai mare când strigă numărul câștigător pentru gramofon, în culmea așteptării înfrigurate a tuturor, și într-adevăr îl câștigă Bayardo San Roman. Nu putea să-și închipuie că el, numai pentru a o impresiona, cumpărase toate numerele tombolei. În seara aceea, când s-a întors acasă, Angela Vicario a găsit acolo gramofonul învelit în hârtie de cadouri și împodobit cu o fundă de organdi. Niciodată n-am putut afla cum a știut că era ziua mea de naștere, mi-a spus. S-a străduit din greu să-și convingă părinții că nu-i dăduse niciun motiv lui Bayardo San Roman pentru ca el să-i trimită un astfel de dar, și încă într-un mod atât de ostentativ încât nu trecu neobservat în ochii nimănui. Așa încât frații ei mai mari, Pedro și Pablo, duseră gramofonul la pensiune să-l dea înapoi celui care îl câștigase și-o făcură cu atâta paradă că n-a fost nimeni care să nu-i vadă ducându-l și apoi întorcându-se cu el. Singurul lucru de care nu ținu seama familia a fost farmecul irezistibil al lui Bayardo San Roman. Gemenii nu apărură până a doua zi în zori, amețiți de băutură, aducând din nou gramofonul și aducându-l pe deasupra și pe Bayardo San Roman ca să continue cheful acasă. Angela Vicario era fata cea mai mică a unei familii nevoiașe. Tatăl ei, Ponsio Vicario, era aurar pentru cei săraci și își pierduse vederea de atâta lucrătură meșterită în aur pentru a-și păstra cinstea casei. Purissima del Carmen, mama ei, pusese învățătoare până când se căsători pentru totdeauna. Înfățișarea ei blândă și puțin tristă ascundea cu desăvârșire dârzenia caracterului. Părea o călugăriță, își amintea Mercedes. Se dăruise cu atâta spirit de sacrificiu soțului și creșterii copiilor că uneori ajungeai să uiți că mai exista și ea. Cele două fete mai mari se măritaseră foarte târziu. În afară de gemeni, mai avură o fată care murise de lingoare și după 2 ani continuau să țină doliu, mai îngăduitor la ei în casă, dar strict în afara ei. Frații au fost crescuți să devină bărbați. Ele fuseseră educate să se mărite. Știau să brodeze la gherghef, să coasă la mașină, să facă dantelă cu iglița, să spele și să calce, să facă flori artificiale și dulciuri fantezii și să întocmească anunțuri de logotnă. Spre deosebire de fetele din vremea aceea, care nu prea păstrau cultul morții, toate patru erau măestre în știința străveche de a vechea bolnavii, de a îmbărbăta muribunzii și de a înfășura în giulgiu morții. Singurul lucru pe care li-l reproșa mama era obiceiul de a speria părul înainte de culcare. Fetelor, le spunea, nu vă pieptănați noaptea, că astfel cei plecați pe mare întârzie să se întoarcă. În afară de asta, socotea că nu există fete mai bine educate. Sunt desăvârșite, o auzeam spunând adesea. Orice bărbat va fi fericit cu ele, fiindcă au fost crescute să îndure.
Totuși, celor doi care se căsătoriseră cu fetele mai mari le-a fost greu să rupă cercul, pentru că veșnic mergeau împreună pretutindeni, organizau petreceri cu dans doar între femei și erau gata să găsească intenții ascunse în vorbele bărbaților. Angela Vicario era cea mai frumoasă din toate patru și mama spunea că se născuse ca marile regine din istorie, cu cordonul buricului înfășurat în jurul gâtului. Însă aerul ei stângaci și faptul că era cam slabă de înger îi prevesteau un viitor nesigur. Eu o revedeam an după an în vacanța de Crăciun și de fiecare dată părea mai neajutorată la fereastra casei, unde se așeza după amiaza să facă flori de pânză și să cânte valsuri de fată bătrână cu vecinele. E slabă de-o bate vântul, îmi spunea Santiago Nassar, proasta de vară ta. Pe neașteptate, cu puțin înainte de doliul după sora lor, am întâlnit-o pe stradă pentru prima oară îmbrăcată ca femeie, cu părul buclat și abia dacă mi-am putut crede ochilor că era ea. A fost însă o viziune efemeră. Faptul că era sărmană cu duhul se agrava cu anii. Într-atât încât atunci când s-a aflat că Bayardo San Roman vroia să se însoare cu ea, mulți s-au gândit că era un act de perfidie din partea unui străin. Familia nu numai că a luat-o în serios, ci a făcut-o și cu mare bucurie. În afară de pura Vicario, care a pus drept condiție ca Bayardo San Roman să-și dovedească identitatea. Până atunci, nimeni nu știa cine este. Trecutul lui nu mergea mai departe de după amiaza când coborâse de pe vapor cu hainele-i de artist și era atât de rezervat în privința originii sale că se puteau adeveri elucubrațiile cele mai nebunești. S-a ajuns să se spună că răsese de pe fața pământului sate întregi și răspândise groaza în Casanare, în fruntea trupei sale, că evadase din Cayenne și fusese văzut în Pernambuco, încercând să facă bani cu o pereche de urși dresați și că recuperase epava unui galion spaniol încărcat cu aur în canalul vânturilor. Bayardo San Roman puse capăt atâtor presupuneri printr-un mijloc simplu. Își aduse familia în păr. Erau patru, tatăl, mama și două surori tulburătoare. Sosiră într-un Ford T cu număr oficial și cu un claxon ca o rață ce răsculă străzile la 11 dimineața. Mama, Alberta Simons, o mulatră voinică din Curaçao, care vorbea spaniola încă împestrițată de papiamento, fusese proclamată în tinerețe drept cea mai frumoasă din primele 200 de fete cele mai frumoase din Antile. Surorile abia înflorite păreau două mânze fără astâmpăr. Dar atul cel mare era tatăl, generalul Petronio San Roman, erou al războiilor civile din secolul trecut și una din gloriile cele mai strălucite ale regimului conservator, întrucât îl pusese pe fugă pe colonelul Aureliano Buendia în dezastrul de la Tucurinca. Mama a fost singura care nu s-a dus să-l salute când a aflat cine era. Mi-a părut foarte bine că se căsătoreau, îmi spuse. Dar asta era una și cu totul altceva să dai mâna cu un om care a ordonat să fie împușcat pe la spate, Gerineldo Márquez. Din clipa când se arătă la fereastra automobilului salutând cu pălăria-i albă, îl recunoscură cu toții după portretele-i faimoase. Purta un costum de doc de culoarea grâului copt, botine de cordovan cu șireturile petrecute și un lornion cu ramă de aur prins cu clame la rădăcina nasului și susținut cu un lănțișor fixat la butoniera vestei. Avea la rever medalia vitejiei și un baston cu stema națională sculptată pe mâner. A fost cel dintâi care se dădu jos din automobil, plin din creștet până în tălpi de pulberea fierbinte a drumurilor noastre nenorocite și a fost de ajuns să-și facă apariția pentru ca toată lumea să-și dea seama că Bayardo San Roman avea să se însoare cu cine dorea. Angela Vicario era însă cea care nu dorea să se mărite cu el. Mi s-a părut prea bărbat pentru mine, îmi spuse. Pe deasupra, Bayardo San Roman nici măcar nu încercase să o seducă pe ea, ci îi cuceri familia cu farmecul lui. Angela Vicario n-a uitat niciodată seara aceea de groază când părinții și surorile ei mai mari cu bărbații lor adunați în salonul casei
au obligat-o să accepte să se mărite cu un bărbat pe care abia-l cunoscuse. Gemenii se ținură deoparte. Ni s-a părut că erau treburi femeiești, îmi spuse Pavlo Vicario. Argumentul hotărător al părinților a fost că o familie care și-a purtat modestia cu demnitate n-avea dreptul să disprețuiască norocul scos în cale de soartă. Angela Vicario abia dacă se încumetă să insinueze că lipsa iubirii era un obstacol, că maică-sa îl și desfință doar cu câteva cuvinte. Și dragostea se învață. Spre deosebire de logotnele din vremea aceea, care erau lungi și supravegheate, a lor a ținut numai 4 luni datorită grabei lui Baiardo San Roman. N-a fost și mai scurtă, fiindcă pura Vicario i-a cerut insistent să aștepte până se termină cu doliul din familie. Însă timpul s-a scurs în liniște, grație felului irezistibil în care Baiardo San Roman aranja lucrurile. Într-o seară m-a întrebat ce casă îmi place mai mult, mi-a povestit Angela Vicario, iar eu i-am spus, neștiind ce avea de gând, că cea mai frumoasă din sat era vila văduvului Sius. Și eu aș fi spus tot așa, se afla pe o colină bătută de vânturi și de pe terasă se vedea paradisul nemărcinit al mlaștinilor acoperite cu anemone violete și în zilele senine de vară se puteau zări orizontul limpede al Mării Caraibilor și transatlanticele cu turiști de la Cartagena de Indias. Baiardo San Roman se duse chiar în seara aceea la club și se așeză la masa văduvului Sius să joace o partidă de domino. Domnule, îi spuse, vă cumpăr casa. Nu-i de vânzare, răspunse văduvul. Vă cumpăr cu tot ce are în ea. Văduvul îl lămuri cu bunele maniere de odinioară că lucrurile din casă fuseseră cumpărate de soție într-o viață întreagă plină de sacrificii și că pentru el continuau să fie ca o parte din ea însăși. Vorbea din tot sufletul, mi-a spus doctorul Dionisio Iguaran, care juca împreună cu ei. Eram încredințat că prefera să moară decât să vândă o casă unde fusese fericit vreme de peste 30 de ani. Și Baiardo San Roman îi înțelese motivele. Prea bine, zise, atunci vindeți-mi casa goală. Dar văduvul se ținu tare până la sfârșitul partidei. După 3 seri, Baiardo San Roman se întoarse pregătit mai bine la masa de domino. Domnule, începu iar, cât costă casa? N-are preț. Spuneți-mi unul, oricare. Îmi pare rău, Baiardo, zise văduvul, însă voi, tinerii, nu înțelegeți rațiunile inimii. Baiardo San Roman nu stătu nicio clipă pe gânduri. Să zicem 5.000 de pesos, spuse. Nu joci corect, îi răspunse văduvul cu demnitatea rănită. Casa asta nu face atât. 10.000, îi spuse Baiardo San Roman. Chiar acum, cu banii jos. Văduvul îl privi cu ochii plini de lacrimi. Plângea de furie, îmi spuse doctorul Dionisio Iguaran, care pe lângă medic mai era și om de litere. Închipuiește-ți o asemenea sumă la îndemână și să fii nevoit să spui nu doar dintr-o slăbiciune sufletească. Văduvul Sius rămase fără grai, dar refuză fără șovăire, clătinând din cap. Atunci mai faceți-mi un ultim hatâr, spuse Baiardo San Roman. Așteptați-mă aici 5 minute. Într-adevăr, 5 minute mai târziu se întoarse la club cu pungile cu garnituri de argint și puse pe masă 10 teancuri de hârtii de 1000, având încă banderola imprimată de Banca Statului. Văduvul Sius a murit după 2 luni. A murit din pricina asta, spunea doctorul Dionisio Iguaran. Era mai sănătos ca noi, dar când îl ascultai, simțeai cum îi clipoceau lacrimile în inimă. Pentru că nu numai că-i vânduse casa cu tot ce avea înăuntru, ci l-a mai și rugat pe Baiardo San Roman să-i plătească încetul cu încetul, fiindcă nu-i rămânea niciun cufăr unde să pună atâta bănet. Nimeni nu s-ar fi gândit și nici n-a spus nimeni vreodată că Angela Vicario n-ar fi fost fecioară. Nu-i se mai cunoscuse niciun logotnic și crescuse împreună cu surorile ei, vegheată riguros de o mamă cu mână de fier. Chiar atunci când mai avea doar 2 luni până să se mărite, pura Vicario nu-i îngădui să se ducă singură cu Baiardo San Roman să vadă casa unde aveau să locuiască, ci o însoțise ea și tatăl orb ca să-i păzească cinstea.
Tot ce-l rugam pe Dumnezeu era să-mi dea curajul să mă omor, mi-a spus Angela Vicario, dar nu mi l-a dat. Era atât de tulburată încât se hotărâse să-i mărturisească maică-sii adevărul spre a scăpa de chinul acela, dar singurele ei două confidente care o ajutau să facă flori de pânză la fereastră o determinară să se răzgândească. Le-am ascultat orbește, mi-a spus, pentru că m-a făcuseră să cred că erau experte în a duce de nas bărbații. O asigurară că aproape toate fetele își pierdeau fecioria în accidente din copilărie. Îi spuse răstăruitor că până și soții cei mai neînduplecați se resemnau la orice, cu condiția să nu afle nimeni. O încredințară, în sfârșit, că majoritatea bărbaților erau atât de speriați în noaptea nunții că nu erau în stare să facă nimic fără ajutorul femeii și la ceasul adevărului nu puteau răspunde de propriile lor acte. Tot ce cred ei e ceea ce văd pe cearșaf, i-au spus. Astfel, convățară tertipuri de moașă pentru a se preface că mai are încă ceea ce de fapt pierduse și pentru a putea etala în prima dimineață de femeie proaspăt măritată, desfăcut în plin soare în curtea casei, cearșaful de borangic cu pata cinstei. Se căsători cu această iluzie. Baiardo San Roman, la rândul lui, se însură pe semne cu iluzia de a cumpăra fericirea cu greutatea nemaipomenită a puterii și a verii sale, căci pe măsură ce sporeau planurile legate de sărbătoare, îi veneau în minte alte idei delirante spre a-i da și mai multă strălucire. Încercă să amâne nunta cu o zi când se anunță vizita episcopului pentru ca acesta să-i cunune, însă Angela Vicario se împotrivi. Adevărul e, mi-a spus, că nu voiam să am binecuvântarea unui om care tăia numai creasta de la cocoși și arunca restul la gunoi. Totuși, chiar și fără binecuvântarea episcopului, sărbătoarea căpătă o forță proprie atât de greu de stăpânit, încât lui Baiardo San Roman însuși îi scăpă din mâini și ajunse până la urmă un adevărat eveniment public. Generalul Petronio San Roman cu familia sosiră de data aceasta cu vaporul de ceremonie al Congresului Național, care rămase ancorat la chei până la sfârșitul petrecerii și odată cu ei a venit multă lume de vază care a trecut totuși neobservată în iureșul atâtor chipuri noi. Aduseră atâtea daruri că a fost nevoie să fie restaurată clădirea părăsită a celei dintâi centrale electrice pentru a le expune pe cele mai frumoase, iar restul fusese dus dintr-o dată la fosta casă a văduvului Sius, gata pregătită să-i primească pe tinerii căsătoriți. Mirelui îi dăruiră un automobil decapotabil cu numele său gravat în caractere gotice sub emblema fabricii. Miresei îi dăruiră o trusă de tacâmuri de aur masiv pentru 24 de invitați. Aduseră pe deasupra și o trupă de dansatori și două orchestre de valsuri ce nu se potriviră cu formațiile locale și cu nenumăratele papaieras și grupuri de acordeoniști care soseau într-una atrase de larma petrecerii. Familia Vicario locuia într-o casă modestă cu ziduri de cărămidă și acoperiș din frunze de palmier, care avea la pod două încăperi unde în ianuarie rândunelele intrau să clocească. Avea în față o terasă plină aproape în întregime cu glastre de flori și o curte mare cu găini slobode și pomi fructiferi. În fundul curții, gemenii aveau o crescătorie de porci cu piatra de sacrificare și masa de tranșat carnea, care s-a dovedit o sursă bună de venituri pentru familie, de când pe Ponzio Vicario l-a lăsat vederea. Afacerea fusese inițiată de Pedro Vicario, dar când acesta a plecat să-și facă serviciul militar, fratele lui a învățat și el meseria de parlagiu. Interiorul casei Vicario abia dacă ajungea familiei să locuiască. Din pricina asta, cele două surori mai mari încercară să ia cu împrumut altă casă când și-au dat seama de dimensiunile petrecerii. Imaginează-ți, mi-a spus Angela Vicario, se gândiseră la casa Placidei Linero, dar din fericire părinții noștri se împotriviră cu îndărătnicie, obsedați ca întotdeauna de povestea că fetele se mărită în bordeiul nostru sau nu se mai mărită deloc. Așa că zugrăviră casa în galbenul ei original, îndreptară ușile și reparară podelele și o făcură pe cât era cu putință demnă de o nuntă atât de strălucită.
Gemenii își duseseră porcii în altă parte și dezinfectaseră crescătoria cu varne stins, dar chiar și așa s-a văzut că avea să lipsească spațiu. În cele din urmă, la insistența lui Bayardo San Roman, doborâră gardul din curte, împrumutară pentru dans casele vecine și puseră mese de scânduri pentru ca lumea să poată sta jos și mânca la umbra tamarinzilor. Singura spaimă neprevăzută o provocă mirele în dimineața nunții, căci veni după Angela Vicario cu o întârziere de 2 ceasuri, iar ea nu voise să-și îmbrace rochia de mireasă până nu-l vedea în casă. Închipuiește-ți, mi-a spus, ajunsesem chiar să mă bucur că nu mai sosește, dar n-aș fi suportat niciodată să mă lase baltă gata îmbrăcată. Prudența ei păru firească, deoarece nu exista o rușine mai mare pentru o fată decât să fie părăsită în rochia de mireasă. În schimb, faptul că Angela Vicario îndrăsnise să-și pună vălul și cununa de lămâiță fără a fi fecioară, avea să fie interpretat mai apoi ca o pângărire a simbolurilor neprihănirii. Mama a fost singura care a considerat drept act de curaj faptul că și-a jucat cărțile măsluite până la sfârșit. Pe vremea aceea, mi-a explicat, Dumnezeu înțelegea lucrurile astea. Dimpotrivă, nimeni n-a aflat încă cu ce cărți jucase Bayardo San Roman. Din momentul în care a apărut în sfârșit cu redingotă și joben și până a fugit din vâltoarea dansului cu făptura chinurilor sale, a întruchipat imaginea desăvârșită a mirelui fericit. Și niciodată nu s-a aflat cu ce cărți jucase Santiago Nassar. Eu am stat cu el tot timpul la biserică și la petrecere împreună cu Cristo Bedoya și cu fratele meu Luis Enrique și niciunul dintre noi n-a observat nici cea mai mică schimbare în felul lui de-a fi. Am fost nevoit să repet asta în multe rânduri, căci toți 4 copilăriserăm la oaltă, la școală și apoi în aceeași bandă în vacanțe și nimeni nu credea că vreunul dintre noi am putea avea un secret fără să ni-l împărtășim și mai cu seamă un secret atât de mare. Santiago Nassar era un bărbat petrecăreț și bucuria lui cea mare a trăit-o în ajunul morții, socotind cât costase nunta. Aprecie că în biserică puseseră ornamente florale de o valoare egală cu cea a 14 înmormântări de clasa 1. Această precizie avea să mă urmărească ani în șir, fiindcă Santiago Nassar îmi spusese adesea că mirosul florilor în spații închise avea pentru el o legătură imediată cu moartea și în ziua aceea mi-o repetă îndată ce am intrat în biserică. Nu vreau flori la înmormântarea mea, îmi zise, fără să-i treacă prin minte că eu va trebui să mă ocup a doua zi să nu îi se aducă flori. Pe drumul de la biserică la casa familiei Vicario, făcu socoteala ghirlandelor multicolore cu care fuseseră împodobite străzile, calculă cheltuielile pentru muzică și focurile de artificii și chiar și pentru ploaia de boabe de orez cu care am fost primiți la petrecere. În zăpușala de la amiază, tinerii căsătoriți trecură pe la toate mesele din curte. Bayardo San Roman se împrietenise la cataramă cu noi, ajungând camarad de pahar, cum se spunea pe atunci, și părea că se simte foarte la largul lui la masa noastră. Angela Vicario, fără vălul și cu nuna de mireasă și cu rochia de atlas îmbibată de sudoare, căpătase pe neașteptate înfățișarea de femeie căsătorită. Santiago Nassar calcula și o spuse lui Bayardo San Roman că nunta costase până în momentul acela cam 9.000 de pesos. A fost limpede că ea a luat-o drept o impertinență. Mama mă învățase că niciodată nu se cade să vorbești de bani de față cu lume străină, mi-a spus. Bayardo San Roman, în schimb, a primit spusele acelea foarte bine dispus și chiar cu o anume trufie. Cam așa a zise, dar suntem abia la început, la sfârșit va fi aproape de 2 ori pe atât. Santiago Nassar și-a propus să verifice totul până la cel de pe urmă bănuț și viața i-a lăsat tocmai timpul necesar să o facă. Într-adevăr, cu ultimele cifre pe care Cristo Bedoya i le dădu a doua zi în port, cu 45 de minute înainte de a muri, constată că pronosticul lui Bayardo San Roman fusese exact. Eu nu păstram decât o amintire foarte confuză despre petrecere înainte de a mă fi hotărât să o recompun din crâmpeie din memoria celorlalți.
An de-a rândul s-a vorbit la noi acasă că tata începuse să cânte iar la vioară ca în tinerețe în cinstea mirilor, că sora mea călugărița a dansat un merenghe îmbrăcată în rasă și că doctorul Dionisio Iguaran, văr primar cu mama, reușise să plece cu vaporul oficial ca să nu fie aici a doua zi când avea să sosească episcopul. În cursul cercetărilor pentru această cronică am adunat nenumărate fapte marginale, între care și amintirea de neșters a surorilor lui Baiardo San Roman, ale căror rochii de catifea cu mari aripi de fluturi, prinse cu clame de aur pe umeri, atraseră privirile mai mult decât panașul și platoșa de medalii a părintelui lor. Mulți își aminteau că în vâltoarea petrecerii i-am propus lui Mercedes Barcea să se mărite cu mine, cu toate că abia terminase școala primară, așa cum ea însăși mi-a adus aminte când ne-am căsătorit 14 ani mai târziu. Imaginea cea mai vie pe care am păstrat-o din acea duminică nedorită este cea a bătrânului Ponzio Vicario, așezat singur pe un scaunel în mijlocul curții. Îl puseseră acolo, poate cu gândul că era locul de onoare, și invitații se tot loveau de el, îl confundau cu altcineva, îl mutau mai încolo ca să nu-i deranjeze, iar el își clătina în toate părțile capul nins cu o expresie rătăcită de om care orbise de foarte curând, răspunzând la întrebări ce nu erau pentru el și la scurte saluturi pe care nu i le adresa nimeni. Fericit în cercul uitării lui, cu cămașa țeapănă de scrobeală și cu bastonul din lemn de guayacan pe care îl cumpăraseră pentru sărbătoare. Partea oficială s-a terminat la 6 după amiaza, când și-au luat rămas bun invitații de onoare. Vaporul a ridicat ancora cu luminile aprinse, lăsând în urmă zvon de valsuri la pianolă și, preț de o clipă, am plutit în derivă peste un abis de incertitudini, până când ne-am recunoscut unii pe alții și ne-am cufundat în hățișul petrecerii. Tinerii căsătoriți își făcură apariția puțin mai târziu în automobilul decapotabil, croindu-și cu greu drumul prin tumultul acela. Baiardo San Roman aprinse artificii, bău rachiu din sticlele pe care îi le întindea mulțimea și se dădu jos din mașină cu Angela Vicario ca să se prindă în hora celor care jucau cumbiamba. În cele din urmă ne porunci să dansăm mai departe pe cheltuiala lui cât ne țineau puterile și-și duse soția îngrozită către casa visurilor lui, acolo unde văduvul Sius fusese atât de fericit. Petrecerea se împrăștie în crâmpeie pe la miezul nopții și rămase deschisă doar prăvălia Clotildei Armenta la marginea pieței. Santiago Nassar și cu mine, împreună cu fratele meu Luis Enrique și cu Cristo Bedoya, ne-am dus la casa prea milostivă ținută de Maria Alejandrina Cervantes. Se perindară pe acolo, între mulți alții, și frații Vicario, și băură cu noi și cântară cu Santiago Nassar cu 5 ore înainte de a-l omorâ. Mai stăruiau pe semne frânturi răslețe ale petrecerii inițiale, căci de pretutindeni răzbăteau în rafale până la noi melodii și certuri îndepărtate. Și se tot auziră mereu mai triste, cu foarte puțin înainte ca vaporul în care sosea episcopul să le acopere cu urletul său. Pura Vicario i-a povestit mamei că se culcase pe la 11 noaptea, după ce fetele cele mari o ajutaseră să facă puțină ordine în prăpădul de după nuntă. Cam pe la 10, când mai rămăseseră câțiva bețivi cântând încă în curte, Angela Vicario trimisese pe cineva să-i aducă un geamantănaș cu lucruri personale care se afla în dulapul din dormitor, iar ea a vrut să-i dea și un geamantan cu haină de schimb, însă mesagerul era grăbit. Dormea dusă când se auziră bătăi în ușă. Au fost 3 bătăi foarte încet, i-a povestit mamei, dar aveau acel ceva ciudat ce prevestește o nenorocire. I-a povestit că deschisese ușa fără să aprindă lampa ca să nu trezească pe nimeni și l-a văzut pe Baiardo San Roman în lumina felinarului din stradă, cu cămașa de mătase descheiată și pantalonii prinși cu bretele. Avea culoarea aceea verde din vise, i-a spus pura Vicario mamei. Angela Vicario stătea în umbră, astfel încât n-a apucat să o vadă decât atunci când Baiardo San Roman o înșfăcă de braț și o trase la lumină. Avea rochia făcută ferfeniță și era înfășurată până la talie într-un prosop.
Pura Vicario crezu că se răsturnaseră cu mașina și zăceau morți în fundul prăpastiei. Maică precistă, zise îngrozită, răspundeți-mi dacă mai sunteți pe lumea asta. Baiardo San Roman nu intră, ci își împinse ușurel soția înăuntru fără un cuvânt. Apoi o sărută pe Pura Vicario pe obraz și îi vorbi cu un glas plin de amărăciune, dar cu nespusă duioșie. Mulțumesc pentru toate, mamă, îi spuse. Dumneata, ești o sfântă. Numai Pura Vicario a știut ce a făcut în ceasurile următoare și s-a dus în mormânt cu taina ei. Tot ce mi-amintesc e că mă ținea de păr cu o mână și mă lovea cu cealaltă cu atâta furie încât am crezut că o să mă omoare, mi-a povestit Angela Vicario. Dar până și asta a făcut-o atât de tainic că bărbatul și fetele mai mari care dormeau în celelalte camere nu-și dădură seama de nimic până în zori când dezastrul se sfârșise. Gemenii se întoarseră acasă puțin înainte de trei, chemați în mare grabă de mama lor. O găsiră pe Angela Vicario, zăcând cu fața în jos pe o canapea din sufragerie, cu chipul învinețit de lovituri, dar încetase să mai plângă. Nu mai era frică, mi-a spus. Dimpotrivă, mă simțeam ca și cum în sfârșit mi se luase de pe suflet o piatră de mormânt și nu doream decât să se termine totul cât mai repede, ca să mă trântesc în pat să dorm. Pedro Vicario, cel mai hotărât dintre frați, o luă pe sus de mijloc și o așeză pe masa din sufragerie. Haide, fetițo, îi zise tremurând de furie, spune-ne cine a fost. Ea abia dacă zăbovi cât a fost nevoie să rostească numele, îl căută în negură, îl găsi de la bun început printre atâtea și atâtea nume ce se confundau de pe lumea aceasta și de pe cealaltă și îl înfipse în perete cu săgeata-i fără greș ca pe un fluture a cărui soartă fusese hotărâtă dintotdeauna. Santiago Nassar spuse. Avocatul susținut teza omorului în legitima apărare a onoarei, care a fost acceptată de tribunal și gemenii declarară la sfârșitul procesului că ar fi făcut-o din nou de mii de ori din aceleași motive. Ei înșiși au fost cei care au întrevăzut argumentul apărării din momentul în care s-au predat în fața bisericii îndată după crimă. Năvăliră gâfâind în casa parohială, urmăriți îndeaproape de un grup de arabi înfierbântați și puseră cuțitele cu lama curată pe masa părintelui Amador. Amândoi erau sfârșiți de chinul crunt al morții și aveau hainele și brațele ude și fața mânjită de sudoare și sânge încă proaspăt, însă parohul își amintea că predarea lor a fost un act de mare demnitate. L-am omorât cu bună știință, spuse Pedro Vicario, dar suntem nevinovați. Poate în fața lui Dumnezeu, spuse părintele Amador. În fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor, răspunse Pablo Vicario, a fost o problemă de onoare. Mai mult, la reconstituirea faptelor, simulară o înverșunare mult mai necruțătoare decât fusese în realitate, până într-atât încât a fost nevoie să se repare din fondurile publice poarta principală a casei Placidei Linero, făcută țăndăr de atâtea lovituri de cuțit. La penitenciarul din Rioacea, unde au stat 3 ani așteptând judecata, fiindcă nu aveau cu ce plăti cauțiunea de libertate condiționată, deținuții mai vechi își aminteau de ei datorită firilor bune și spiritului de camaraderie, dar n-au observat niciodată vreun semn de căință. Cu toate acestea, se părea că frații Vicario n-au făcut de fapt nimic din ce se cuvenea pentru a-l omorî pe Santiago Nassar cât mai repede și în taină, ci au făcut imposibilul pentru ca cineva să-i împiedice să-l omoare, dar n-au izbutit. Așa cum mi-au spus chiar ei, mulți ani mai târziu, începuseră prin a-l căuta în casa Mariei Alejandrina Cervantes, unde rămăseseră împreună cu el până la ora 2. Amănuntul acesta, ca multe altele, n-a fost reținut în dosarul de instrucție. În realitate, Santiago Nassar nu mai era acolo în momentul în care gemenii spun că s-au dus să-l caute, deoarece plecaserăm să facem un tur de serenade pe străzi, însă oricum nu e sigur că s-ar fi dus cu adevărat după el. Niciodată n-ar mai fi plecat ei de aici, mi-a spus Maria Alejandrina Cervantes și, cunoscând-o atât de bine, nu m-am îndoit în veci de vorbele ei. În schimb, s-au dus să-l aștepte la Clotilde Armenta, unde știau că avea să se perinde jumătate de sat în afară de Santiago Nassar. Era singurul local deschis, au declarat judecătorului de instrucție.
Mai curând sau mai târziu, trebuia să apară de undeva, mi-au spus ei după ce au fost achitați. Însă toată lumea știa că poarta principală a casei Placida Ilinero rămânea ferecată pe dinăuntru chiar și în timpul zilei și că Santiago Nassar avea mereu la el cheile de la poarta din spate. Pe acolo a intrat într-adevăr, întorcându-se acasă, în vreme ce gemenii Vicario îl așteptau de mai bine de un ceas în partea cealaltă și dacă apoi a ieșit pe poarta dinspre piață când s-a dus în întâmpinarea episcopului, a făcut-o dintr-un motiv atât de neprevăzut că nici măcar judecătorul de instrucție n-a reușit să-l înțeleagă. Niciodată nu s-a pomenit o moarte mai anunțată. După ce sora le-a dezvăluit numele, gemenii Vicario trecură pe la depozitul crescătoriei de porci, unde își țineau uneltele de măcelărie și aleseră două cuțite, cele mai bune, unul de înjunghiat, lung de 10 degete și lat de 2 și jumătate, și altul de tăiat, lung de 7 și lat de 1 deget și jumătate. Le înfășurară într-o cârpă și se duseră să le ascute la târgul de carne, unde abia începeau să deschidă câteva tarabe. Cei din tâi clienți erau puțini, totuși 22 de persoane declarară că auziseră tot ce au vorbit ei și cu toții au avut impresia că au făcut-o numai și numai pentru a fi auziți. Faustino Santos, un măcelar prieten de-al lor, i-a văzut intrând la 3:20, când abia își deschisese taraba cu măruntaie și n-a priceput ce căutau ei într-o zi de luni atât de devreme și pe deasupra îmbrăcați cu costumele de postav închise la culoare de la nuntă. Se obișnuise să-i vadă vinerea, dar puțin mai târziu și cu șorțurile de piele pe care și le puneau pentru tăiere. Am crezut că erau atât de beți, mi-a spus Faustino Santos, că încurcaseră nu numai ora, ci și ziua. Le-a dus aminte că era luni. Cine n-o știe, prostule, îi răspunse netulburat Pablo Vicario. Am venit doar să ne ascuțim cuțitele. Le ascuțiră la tocilă, așa cum făceau totdeauna, Pedro ținând cele două cuțite și punându-le pe rând pe piatră, iar Pablo învârtind manivela. În acest timp stăteau de vorbă cu ceilalți măcelari despre nunta de pomină. Unii li s-au plâns că nu-și primiseră porția de tort, deși erau camarazi de breaslă și ei le-au făgăduit că or să le-o aducă mai târziu. La sfârșit făcură să șuiere cuțitele pe piatră, iar Pavlo și l-a ridicat pe al său în lumină ca să-i sclipească lama de oțel. Ne ducem să-l omorâm pe Santiago Nassar, spuse. Faima lor de oameni de treabă era atât de bine întemeiată încât nimeni nu-i lua în seamă. Ne-am gândit că erau aiurel de bețivani, declarară mai mulți măcelari, la fel ca Victoria Guzman și ca atâția alții care i-au văzut mai târziu. I-am întrebat odată pe măcelari dacă meseria lor nu scotea la iveală o anume predispoziție de a ucide o ființă omenească. Protestară, când sacrifici o vită, nu te încumeți să o privești în ochi. Unul dintre ei mi-a mărturisit că nu putea să mănânce din carnea animalului căruia îi tăia gâtul. Altul mi-a spus că n-ar fi în stare să taie o vacă pe care o știa dinainte și mai ales dacă a băut din laptele ei. Le-am reamintit că frații Vicario tăiau porcii pe care îi creșteau chiar ei și pe care îi știau atât de bine că îi deosebeau după nume. E adevărat, îmi răspunse unul, dar luați seama că nu le puneau un nume de oameni, ci de flori. Faustino Santos a fost singurul care a deslușit o licărire de adevăr în amenințarea lui Pablo Vicario și l-a întrebat în glumă de ce trebuiau să-l omoare tocmai pe Santiago Nassar când erau atâția bogătani care meritau să moară înainte. Santiago Nassar știe el de ce, îi răspunse Pedro Vicario. Faustino Santos mi-a povestit că rămăsese cu îndoiala în suflet și a vorbit cu un polițist care a venit puțin mai târziu să cumpere o livră de ficat pentru micul dejun al primarului. După cum stă scris în dosar, polițistul se numea Leandro Pornoi și a murit peste un an împuns de un taur în jugulară în timpul sărbătorilor patronale. Astfel încât n-am putut sta de vorbă niciodată cu el, însă Clotilde Armenta îmi confirmă că a fost prima persoană care a intrat la ea în prăvălie când gemenii Vicario se așezaseră acolo în așteptare. Clotilde Armenta își înlocuise tocmai bărbatul la teșghea. Așa făceau de obicei. Prăvălia vindea lapte în zori și alimente peste zi și de la 6 seara se transforma în cârciumă. Clotilde Armenta deschidea la 3:30 dimineața.
Bărbatul ei, Don Rogelio de la Flor, om tare cum se cade, se ocupa de cârciumă până la ora închiderii. În noaptea aceea însă au fost atâția clienți rătăciți de la nuntă, încât se culcă după ora 3 fără să mai închidă, iar Clotilde Armenta se sculase mai devreme ca în alte rânduri, pentru că voia să termine de vândut laptele înainte de sosirea episcopului. Frații Vicario intrară la 4:10. La ora aceea nu se mai vindeau decât alimente, dar Clotilde Armenta le-a dat o sticlă de rachiu de trestie, nu numai pentru că ținea la ei, ci și fiindcă le era foarte recunoscătoare pentru bucata de tort de la nuntă pe care i-o trimiseseră. Băură toată sticla din două înghisituri prelungi, însă nu se mișcară din loc. Erau ca de pe altă lume, mi-a spus Clotilde Armenta, și nu-și mai puteau veni în fire nici de-ar fi băut gaz. Își scoaseră apoi hainele de postav, le puseră cu mare grijă pe spătarul scaunelor și mai cerură o sticlă. Aveau cămașa pătată de sudoare uscată, iar barba crescută de o zi le dădea o înfățișare cruntă. Băură cea de-a doua sticlă mai încet, stând jos, privind stăruitor spre casa Placidei Linero, de pe trotuarul de peste drum, unde ferestrele erau tot neluminate. Cea mai mare de la balcon era de la dormitorul lui Santiago Nassar. Pedro Vicario o întrebă pe Clotilde Armenta dacă văzuse lumina la fereastra aceea și ea îi răspunse că nu, dar interesul acesta i se păru tare ciudat. I s-a întâmplat ceva?" întrebă. Nimic," îi răspunse Pedro Vicario. Atât doar că îl căutăm ca să-l omorâm." Răspunsul a fost atât de spontan încât ei nu i-a venit să creadă că ar fi adevărat. Dar și-a dat seama că gemenii aveau două cuțite de parlagiu înfăjurate în cârpe de bucătărie. Și se poate ști de ce vreți să-l omorâți atât de devreme?" întrebă. Știe el de ce," răspunse Pedro Vicario. Clotilde Armenta îi cercetă cu luarea minte, îi cunoștea atât de bine încât îi putea deosebi, mai ales după ce Pedro Vicario se întorsese din armată. Păreau doi copii, mi-a spus, și chiar gândul acesta o sperie, căci întotdeauna a crezut că numai copiii sunt în stare de orice. Așa că se grăbi să termine de aranjat bidoanele cu lapte și se duse să-și trezească bărbatul pentru a-i povesti ce se întâmplă în prăvălie. Don Rogelio de la Flor o ascultă pe jumătate adormit. Nu fi proastă, îi spuse, ăștia nu omoară pe nimeni și mai ales un bogătan. Când Clotilde Armenta se întoarce în prăvălie, gemenii discutau cu polițistul Leandro Pornoi, care venise după lapte pentru primar. Nu auzi ce vorbeau, dar bănui că îi spuseseră ceva despre intenția lor, după felul în care acesta se uita la cuțite când a plecat. Colonelul Lazaro Aponte se sculase cu puțin înainte de 4. Tocmai terminase cu bărbieritul când polițistul îi dezvălui ce aveau de gând frații Vicario. Pusese capăt la atâtea certuri între prieteni cu o seară în urmă, că nu s-a mai grăbit și pentru asta. Se îmbrăcă în liniște, își făcu de mai multe ori la valiera până îi ieși fără cusur și-și atâtnă la gât scapularul congregației Fecioarei Maria pentru a-l întâmpina pe episcop. Pe când își lua micul dejun, niște tocăniță de ficat cu felii de ceapă, nevastă-sa îi povesti foarte agitată că Baiardo San Roman o adusese înapoi la părinți pe Angela Vicario, însă el nu o luă deloc așa de dramatic. Sfinte Dumnezeule, spuse în glumă, ce o să creadă episcopul? Totuși, înainte de a-și termina micul dejun, își aduse aminte de ceea ce tocmai îi spusese ordonanța, alătură cele două vești și descoperi imediat că se potriveau exact ca două piese dintr-un puzzle. O porni atunci spre piață pe strada Portului Nou, ale cărei case începeau să se însuflețească din pricina sosirii episcopului. Îmi amintesc precis că era aproape 5 și se portise ploaia, îmi spuse colonelul Lazaro Aponte. Pe drum, trei oameni l-au oprit pentru a-i povesti în taină că frații Vicario îl așteptau pe Santiago Nassar ca să-l omoare, dar numai unul a știut să-i spună și unde se aflau. I-a găsit în prăvălia Clotildei Armenta. Când i-am văzut, m-am gândit că nu erau decât vorbe în vânt, mi-a spus cu logica-i particulară, fiindcă nu erau atât de beți cum credeam. Nici măcar nu-i întrebă despre intențiile lor, ci le lua cuțitele și îi trimise la culcare. Se purta cu ei cu aceeași mulțumire de sine cu care își liniștise soția îngrijorată. Ia gândiți-vă, le zise, ce o să spună episcopul dacă vă găsește în halul ăsta.
Ei plecară, dar Clotilde Armenta a mai suferit o dezamăgire din pricina ușurătății primarului, căci socotea că trebuia să-i aresteze pe gemeni până să limpezesc lucrurile. Colonelul Aponte îi arătă cuțitele ca pe un argument definitiv. N-au acum cu ce să mai omoare pe nimeni, spuse. Nu-i vorba de asta, zise Clotilde Armenta, ci de a-i scăpa pe sărmanii băieți de cumplita obligație care îi copleșește. Căci ea înțelesese totul. Avea certitudinea că frații Vicario nu erau atât de dornici să-și execute sentința, cât mai cu seamă să găsească pe cineva care să le facă hatârul de a-i împiedica. Dar colonelul Aponte avea conștiința împăcată. Nu e nimeni arestat doar din pricina unor bănuieli, zise. Acum trebuie să-l prevenim pe Santiago Nassar și cu asta s-a terminat. Clotilde Armenta avea să-și aducă veșnic aminte că aspectul bondoc al colonelului Aponte îi dădea impresia unei anume amărăciuni. Eu, în schimb, îl consideram un om fericit, deși puțin cam aiurit datorită practicării de unul singur a spiritismului învățat prin corespondență. Comportarea sa din acea zi de luni a fost dovada nedesmințită a ușurătății lui. Într-adevăr, nu-și mai aminti de Santiago Nassar până când nu-l văzu în port și atunci se felicită pentru că luase hotărârea potrivită. Frații Vicario și-au mărturisit intenția la mai bine de 12 persoane care veniseră să cumpere lapte și acestea o răspândiseră peste tot înainte de ora 6. Clotildei Armenta i se părea cu neputință să nu se fie aflat și în casa de peste drum. Credea că Santiago Nassar nu era acasă, deoarece n-a văzut lumina aprinsă la dormitor și a rugat pe cine a putut să-l prevină îndată ce l-ar vedea. I-a trimis vorbă chiar și părintelui Amador prin novicea de serviciu care a venit să cumpere lapte pentru călugărițe. După ora 4, când văzu lumina în bucătăria din casa Placidei Linero, îi trimise un ultim mesaj urgent Victoriei Guzman prin cerșetoarea care venea în fiecare zi să ceară lapte de pomană. Când vaporul episcopului a început să urle, aproape toată lumea se sculase ca să-l întâmpine. Erau puțini cei care nu știau că gemenii Vicario îl așteptau pe Santiago Nassar să-l omoare și pe deasupra lumea cunoștea de-a fi rapăr și motivul. Clotilde Armenta nu terminase încă de vândut tot laptele când frații Vicario se întoarseră cu alte două cuțite înfășurate în ziare. Unul era de înjunghiat, cu o lamă ruginită și tare, lungă de 12 degete și lată de 3, și fusese făcut de Pedro Vicario dintr-o pânză de fierăstrău, într-o vreme când nu se vindeau cuțitele nemțești din cauza războiului. Celălalt era mai scurt, dar lat și încovoiat. Judecătorul de instrucție l-a desenat în dosar, poate pentru că nu l-a putut descrie, și s-a hazardat să afirme că părea un iatagan în miniatură. Cu aceste cuțite s-a săvârșit crima și amândouă erau rudimentare și foarte uzate. Faustino Santos n-a putut înțelege ce se întâmplase. Veniră din nou să ascută cuțitele, îmi spuse, și strigară iar ca să audă toată lumea că se duceau să-i scoată mațele lui Santiago Nassar, astfel încât mi-am zis că făceau pe nebunii, mai ales fiindcă n-am luat aminte la cuțite și am crezut că erau tot aceleași. De data asta, totuși, Clotilde Armenta și-a dat seama îndată ce i-a văzut că nu mai erau la fel de hotărâți ca înainte. De fapt, avuseseră prima neînțelegere. Nu numai că erau mult mai diferiți pe dinăuntru decât păreau pe din afară, dar în situații grele dovedeau firi cu totul opuse. Noi, prietenilor, constataserăm acest lucru încă din școala primară. Pablo Vicario era mai mare cu 6 minute decât fratele lui și a fost mai plin de imaginație și mai hotărât până în adolescență. Pedro Vicario mi s-a părut întotdeauna mai sentimental și tocmai de aceea mai autoritar. La 20 de ani se prezentară împreună să-și facă armata, dar Pablo Vicario a fost scutit fiind capul familiei. Pedro Vicario făcut cele 11 luni de serviciu militar în patrulele de ordine publică. Regimul de cazarmă, agravat de frica de moarte, i-a desăvârșit vocația de a conduce și obișnuința de a decide pentru fratele lui. Se întoarse cu o blenoragie cazonă care rezistă la metodele cele mai brutale ale medicinei militare și la injecțiile cu arsenic și spălăturile cu hipermanganat ale doctorului Dionisio Iguaran. Numai la închisoare izbutiră să-l vindece.
Noi, prietenii lui, eram cu toții de părere că Pavlo Vicario dovedi brusc o dependență ciudată de frate mai mic atunci când Pedro Vicario se întoarse cu un suflet înnăsprit de armată și cu noul obicei de a-și ridica iute cămașa spre a arăta oricui voia să vadă cicatricea unei răni de glonț cu firele încă în ea în coasta stângă. Ajunse chiar să simtă un fel de fervoare față de blenoragia de bărbat adevărat pe care fratele său o afișa ca pe o decorație de război. Pedro Vicario, după propria ei declarație, a fost cel care a luat hotărârea de a-l omorî pe Santiago Nassar, la început fratele lui nefăcând altceva decât să-l urmeze. Dar tot el a fost cel care a socotit că și-au îndeplinit obligația când primarul i-a dezarmat și atunci Pablo Vicario preluă comanda. Niciunul din ei nu menționa această divergență în declarație, însă Pablo Vicario mi-a confirmat în mai multe rânduri că nu i-a fost ușor să-și convingă fratele cu privire la hotărârea definitivă. Poate n-a fost în realitate decât un val de panică, dar fapt este că Pablo Vicario a intrat singur în crescătoria de porci în căutarea celorlalte două cuțite, pe când fratele agoniza chinuindu-se la fiecare picătură să urineze sub tamarinzi. Fratele meu n-a știut niciodată ce înseamnă asta, mi-a spus Pedro Vicario la unica noastră întrevedere, parcă urinam sticlă pisată. Pablo Vicario l-a găsit strângând încă pomul în brațe când se întoarse cu cuțitele. Durerea îl făcea să simtă o sudoare rece, îmi zise, și încercă să-mi spună să mă duc eu singur, deoarece el nu era în stare să omoare pe nimeni. Se așeză la una din mesele lungi de scânduri pe care le puseseră sub copaci pentru ospățul de nuntă și își dădu jos pantalonii până la genunchi. Am stat aproape o jumătate de oră schimbându-și bandajul cu care își înfășura socoteala, îmi spuse Pablo Vicario. În realitate, n-a zăbovit decât 10 minute, dar a fost ceva atât de anevoios și de enigmatic pentru Pedro Vicario, încât i s-a părut un nou tertip de-al fratelui său ca să tragă de timp până când se crăpa de ziua. Așa că i-a pus cuțitul în mână și l-a luat aproape cu forța în căutarea cinstei pierdute a surorilor. N-avem nicio scăpare, îi zise, e ca și cum s-ar fi și întâmplat. Ieșiră pe poarta mare a crescătoriei cu cuțitele neînfășurate, urmăriți de larma câinilor de prin curți. Începea să se lumineze. Nu ploua, își amintea Pablo Vicario. Dimpotrivă, își amintea Pedro, bătea vântul dinspre mare și stelele puteau fi încă numărate pe degete. Vestea ajunsese pe atunci să se răspândească atât de mult, astfel încât Hortensia Baute deschise poarta chiar în clipa când treceau prin dreptul casei ei și a fost prima care l-a plâns pe Santiago Nassar. Am crezut că-l și omorâseră, mi-a spus, căci am văzut cuțitele în lumina felinarului și mi s-a părut că picura sânge de pe ele. Una din puținele case de pe strada aceea pierdută, care mai erau deschise, era aceea a Prudensiei Cotes, logotnica lui Pablo Vicario. Ori de câte ori gemenii treceau pe acolo la ora aceea, mai cu seamă vinerea când se duceau la târg, intrau să bea cea din tâi cafea a zilei. Împinseră poarta din curte, urmați de câinii care îi recunoscuseră în penumbra zorilor și o salutară pe mama Prudensiei Cotes în bucătărie. Cafeaua nu era încă gata. O lăsăm pe mai târziu, spuse Pablo Vicario. Acum suntem grăbiți. Îmi închipui, băieții mei, spuse ea. Onoarea nu așteaptă. Dar oricum așteptară și atunci Pedro Vicario a fost cel care s-a gândit că fratele lui pierdea timpul din adins. În vreme ce ei își beau cafeaua, Prudensia Cotes, în floarea adolescenței, intră în bucătărie cu un teanc de ziare vechi ca să întățească focul din vatră. Știam ce aveau de gând, mi-a spus, și nu numai că eram de acord, dar nici nu m-aș fi măritat vreodată cu el dacă nu-și făcea bărbătește datoria. Înainte de a ieși din bucătărie, Pablo Vicario îi lua câteva ziare și le dădu fratelui să înfășoare în ele cuțitele. Prudensia stătu și așteptă în bucătărie până i-a văzut dispărând pe poarta din curte și a așteptat mai departe vreme de 3 ani, fără o clipă de descurajare, până când Pablo Vicario a ieșit din închisoare și a devenit soț pentru toată viața. Aveți mare grijă, le spuse. Astfel încât Clotilde Armenta avea dreptate când i se păru că gemenii nu mai erau atât de hotărâți ca înainte și le servi o sticlă de rachiu tare ca focul cu speranța să-i dea gata.
În ziua aceea mi-am dat seama, îmi spuse, de cât de singure suntem pe lume noi femeile. Pedro Vicario o rugă să împrumute instrumentele de bărbierit ale bărbatului ei și ea îi aduse pămătuful, săpunul, oglinda portabilă și aparatul cu lamă nouă, însă el s-a ras cu cuțitul de înjunghiat. Clotilde Armenta socotea că aceasta a fost culmea bărbăției. Părea un tip dur de prin filme, mi-a spus. Totuși, el mi-a explicat mai târziu, și era adevărat, că la armată învățase să se radă cu briciul și niciodată n-a mai putut face altfel. La rândul lui, fratele se bărbieri mai modest cu aparatul împrumutat de la Don Rogelio de la Flor. În cele din urmă își băură sticla în liniște, foarte încet, uitându-se cu aerul năuc al celor care n-au închis un ochi toată noaptea la fereastra cu lumina stinsă de la casa de peste drum, în vreme ce se tot perindau pretinși clienți, cumpărând lapte de care n-aveau nevoie și întrebând de alimente inexistente, numai pentru a vedea dacă era adevărat că l-așteptau pe Santiago Nassar ca să-l omoare. Frații Vicario n-aveau să mai vadă cum se aprinde lumina la fereastra aceea. Santiago Nassar intră la el acasă la 4:20, dar n-a trebuit să aprindă lampa ca să ajungă în camera lui, pentru că becul de pe scară nu se stingea toată noaptea. Se trânti în pat pentuneric cu hainele pe el, căci nu mai avea decât un ceas de dormit. Și așa l-a găsit Victoria Guzman când a urcat să-l trezească pentru a se duce să-l întâmpine pe episcop. Stătuserăm împreună în casa Mariei Alejandrina Cervantes până după ora 3, chiar când ea a dat drumul muzicanților și a stins luminile din curtea unde se dansa, pentru ca mulatrele ei dătătoare de plăcere să se ducă la culcare singure să se odihnească. De 3 zile și 3 nopți lucrau fără răgaz, mai întâi ocupându-se în taină de invitații de onoare de la nuntă și apoi deslănțuindu-se fără nicio stabilă cu noi, cei pe care petrecerea îi lăsase nesatisfăcuți. Maria Alejandrina Cervantes, despre care spuneam că avea să doarmă o singură dată când o să moară, a fost femeia cea mai elegantă și cea mai drăgăstoasă pe care am cunoscut-o în viața mea și cea mai generoasă în pat, însă și cea mai severă. Se născuse și crescuse aici și aici își ducea zilele, într-o casă cu ușile deschise, cu mai multe camere de închiriat și o curte imensă de dans, cu lampioane cumpărate prin bazarele chinezești din Panamaribo. Ea a fost cea care a dat gata virginitatea generației mele. Ne-a învățat mult mai multe decât trebuia să știm, dar mai cu seamă ne-a învățat că nu-i pe lume loc mai trist decât un pat pustiu. Santiago Nassar și-a pierdut capul de cum a văzut-o prima oară. Eu i-am atras atenția. Șoim ce la pasăre măiastră râfnești, multe primejdii ai să ocolești. Dar el nu m-a ascultat, fascinat de șuierele himerice ale Mariei Alejandrina Cervantes. Ea a fost pasiunea lui nebună, cea care l-a învățat la 15 ani ce înseamnă lacrimile, până când Ibrahim Nassar l-a alungat din patul ei cu lovituri de curea și l-a închis mai bine de un an la divinul chip. De atunci au rămas legați printr-o afecțiune profundă, însă fără tulburarea stârnită de iubire. Ea îl respecta într-atât încât nu se mai culca cu nimeni dacă el era acolo. În acea ultimă vacanță ne făcea vânt mai devreme sub pretextul neverosimil că era obosită, dar lăsa ușa fără zăvorul tras și o lumină aprinsă pe coridor pentru ca eu să mă întorc în secret. Santiago Nassar avea un talent aproape magic pentru deghizări și distracția lui preferată era să schimbe identitatea mulatrelor. Scotocea prin dulapurile unora pentru a le travesti pe altele, astfel că până la urmă toate ajungeau să se simtă deosebite de ele însele și la fel cu cele care nu erau. Într-un rând, una din ele își văzu dublura în alta atât de limpede că izbucni în plâns. Am simțit că ieșisem din oglindă, spuse. Dar în noaptea aceea, Maria Alejandrina Cervantes nu-i îngădui lui Santiago Nassar să se distreze pentru ultima oară, punând în joc maestria-i de magician care transformă totul și a făcut-o cu pretexte atât de ușuratice că gustul amar al acestei amintiri îi schimbă viața. Așa încât am luat cu noi muzicanții să facem un tur de serenade și am continuat petrecerea pe socoteala noastră, în vreme ce gemenii Vicario îl așteptau pe Santiago Nassar ca să-l omoare.
El a fost acela căruia i se năzări aproape de ora 4 să ne urcăm pe colina văduvului Sius să le cântăm tinerilor căsătoriți. Nu numai că le-am cântat pe sub ferestre, ci am și lansat artificii și petarde în grădină, dar n-am zărit niciun semn de viață în toată vila. Nu ne-a trecut prin cap că înăuntru nu era nimeni, mai ales fiindcă automobilul nou se afla în poartă, cu capota încă strânsă și cu panglicile de atlas și buchetele de flori de lămâiță din parafină agățate în timpul petrecerii. Fratele meu, Luis Enrique, care pe atunci cânta la chitară ca un adevărat profesionist, improviza în cinstea mirilor un cântec plin de subînțelesuri despre căsătorie. Până în momentul acela nu plouase, dimpotrivă, luna plutea în mijlocul cerului și văzduhul era diafan, iar în adâncul prăpastiei se vedea dâra de lumină de la flăcăraiele din cimitir. De partea cealaltă se zăreau plantațiile de bananieri, albăstri în văpaia lunii, mlaștinile triste și, la orizont, linia fosforescentă a mării Caraibilor. Santiago Nassar arătă o lumină intermitentă în larg și ne spuse că era sufletul rătăcitor al unei corăbii cu negri care se scufundase cu o încărcătură de sclavi din Senegal în dreptul Golfului cel Mare de lângă Cartagena de Indias. Nu era cu putință să ne gândim că ar avea mustrări de conștiință. De altfel, pe atunci nici nu știa că efemera viață conjugală a Angelei Vicario se sfârșise cu 2 ore înainte. Bayardo San Roman o dusese acasă la părinți pe jos pentru ca zgomotul motorului să nu-i trădeze nenorocirea înainte de vreme și se afla din nou singur și cu luminile stinse în vila fericită a văduvului Sius. Când am coborât de pe colină, fratele meu ne-a invitat să mâncăm pește prăjit în birturile din piață, dar Santiago Nassar s-a împotrivit, deoarece voia să doarmă un ceas până la sosirea episcopului. A plecat cu Cristo Bedoya de-a lungul fluviului, ocolind barăcile mizere care începeau să se lumineze în portul vechi și, înainte de a da colțul, ne-a făcut cu mâna un semn de rămas bun. A fost ultima oară când l-am văzut. Cristo Bedoya, cu care se înțelesese să se întâlnească mai târziu în port, se despărți de el la poarta din spate a casei. Câinii îl lătrau din obișnuință când îl simțeau intrând, dar el îi liniștea în penumbră, zornăindu-și cheile. Victoria Guzman stătea și păzea ibricul de cafea de pe foc când el trecu prin bucătărie. Albule, îl chemă, cafeaua e gata îndată. Santiago Nassar i-a zis că o să o bea mai târziu și ceru să o cheme pe Divina Flor ca să-i spună să-l trezească la 5:30 și să-i aducă un costum întocmai ca cel pe care îl purta. Îndată ce el a urcat să se culce, Victoria Guzman a primit mesajul Clotildei Armenta prin cerșetoare. La 5:30 ascultă porunca să-l scoale, dar n-o trimise pe Divina Flor, ci urcă ea însăși în dormitor cu costumul de in, căci nu pierdea nicio ocazie de a-și feri fata de ghearele boierului. Maria Alejandrina Cervantes lăsase poarta casei fără zăvorul pus. M-am despărțit de fratele meu, am străbătut coridorul unde dormeau pisicile mulatrelor, claie peste grămadă, printre lalele, și am împins fără să bat ușa dormitorului. Luminile erau stinse, dar de cum am intrat, am simțit mirosul de femeie fierbinte și am văzut ochii de panteră trează strălucind în besnă, iar apoi n-am mai știut de mine până au început să bată clopotele. Întorcându-se acasă, fratele meu a intrat în prăvălia Clotildei Armenta să cumpere țigări. Băuse atât de mult încât amintirile acelei întâlniri au fost întotdeauna foarte confuze, dar n-a uitat în veci băutura mortală pe care i-o oferi Pedro Vicario. Era tare ca focul, mi-a spus. Pablo Vicario, care începuse să ațipească, se deșteptă tresărind când îl auzi intrând și îi arătă cuțitul. Ne ducem să-l omorâm pe Santiago Nassar, îi spuse. Fratele meu nu-și mai aducea aminte de nimic, însă chiar dacă mi-aș fi amintit, tot n-aș fi crezut, mi-a spus în repetate rânduri. Cui naiba ai putea trece prin cap că gemenii aveau să omoare pe cineva, mai ales cu un cuțit de tăiat porci? L-au întrebat apoi unde era Santiago Nassar, căci îi văzuseră împreună pe amândoi și fratele meu nu și-a mintit nici de astădată ce le-a răspuns. Dar Clotilde Armenta și frații Vicario rămaseră atât de uluiți de răspunsul lui, încât îl consemnară în dosarul de instrucție în declarații date separat.
După spusele lor, fratele meu ar fi răspuns, Santiago Nasar e mort. Apoi făcu un semn de binecuvântare ca un episcop, se poticni de pragul ușii și ieși clătinându-se. În mijlocul pieții se întâlni cu părintele Amador. Se ducea în port în odăjdiile de liturghie, urmat de un copil de cor care suna din clopoțel și de mai multe ajutoare care duceau altarul portativ pentru slujba în aer liber a episcopului. Văzându-i trecând, frații vicario își făcură semnul crucii. Clotilde Armenta îmi povesti că ei își pierduseră ultima speranță când parohul trecu prin fața casei sale fără să se oprească. M-am gândit că nu primise mesajul de la mine, mi-a spus. Totuși, după mulți ani, când trăia departe de lume, în sinistrul sanatoriu de la Calafel, părintele Amador mi-a mărturisit că primise într-adevăr mesajul Clotildei Armenta și altele și mai urgente în vreme ce se pregătea să se ducă în port. Adevărul e că n-am știut ce să fac, mi-a spus. Primul lucru care mi-a venit în minte a fost că nu era de competența mea, ci a autorității locale. Însă mai târziu m-am hotărât să o previn în trecere pe Placida Linero. Totuși, când a traversat piața, uitase cu desăvârșire de povestea asta. Dumneata, trebuie să mă înțelegi, îmi spuse, în ziua aceea nenorocită sosea episcopul. În momentul crimei se simți atât de disperat și atât de revoltat împotriva lui însuși, încât nu i-a trecut altceva prin cap decât să poruncească să se tragă clopotele ca pentru foc. Fratele meu, Luis Enrique, intră în casă pe ușa de la bucătărie pe care mama o lăsa descuiată pentru ca tata să nu ne audă când ne întorceam. Se duse la baie înainte de culcare, dar a dormi așezat pe closet și când fratele meu Jaime se sculă să meargă la școală, îl găsi trântit cu fața în jos pe pardoseală, cântând în somn. Sora mea călugărița, care nu s-a putut duce să-l întâmpine pe episcop, fiindcă se îmbătase ca un căruțaș, n-a izbutit să-l trezească. Bătea de 5 când m-am dus la baie, mi-a spus. Mai târziu, când sora mea Margot intră să se spele ca să meargă în port, reuși cu mare greutate să-l ducă în camera lui. Din lumea viselor, auzi fără să se trezească primele urlete ale vaporului cu episcopul. Apoi a dormit adânc istovit de chef până când sora mea călugărița dădu busna în dormitor străduindu-se să-și pună rasa în mare grabă și îl trezi cu țipătui de nebună. L-au omorât pe Santiago Nasar! Rănile provocate de cuțite au fost doar începutul îngrozitoarei autopsii pe care părintele Carmen Amador s-a văzut obligat să o facă în absența doctorului Dionisio Iguaran. A fost ca și cum l-am fi ucis din nou după ce murise, îmi spuse fostul paroh în izolarea lui de la Calafel. Dar era ordinul primarului și ordinele acelui sălbatic, oricât de prostești ar fi fost, trebuiau îndeplinite. Nu era chiar așa. În confuzia acelei zile de luni absurde, colonelul Aporte avusese o convorbire telegrafică urgentă cu guvernatorul provinciei și acesta îl autorizase să ia măsurile preliminarii până trimiteau un judecător de instrucție. Primarul, care fusese înainte ofițer de armată, n-avea nicio experiență în materie de justiție și era prea înfumurat ca să întrebe pe cineva în cunoștință de cauză de unde trebuia să înceapă. Primul lucru care l-a neliniștit a fost autopsia. Cristo Bedoya, student la medicină, reuși să fie scutit grație prieteniei sale strânse cu Santiago Nasar. Primarul s-a gândit că trupul putea fi păstrat la rece până la întoarcerea doctorului Dionisio Iguaran, dar nu găsi un frigider de mărimea unui om și singurul potrivit din piață era stricat. Trupul fusese expus în public în mijlocul salonului, întins pe un pat îngust de fier până când îi făceau un sicriu de om bogat. Aduseseră toate ventilatoarele de prin dormitoare și altele din casele vecine, dar venise atâta lume dornică să-l vadă, încât a fost nevoie să se scoată afară mobilele și să se dea jos coliviile agățate și glastrele cu ferigi, și chiar și așa căldura era de nesuportat. Pe deasupra, câinii întărâtați de mirosul morții sporeau vacarmul îngrozitor. Nu încetaseră să urle de când am intrat eu în casă, pe când Santiago Nasar agoniza încă în bucătărie și am găsit-o pe Divina Flor plângând în hohote și ținându-i la distanță cu un drug. Ajutați-mă, îmi strigă, vor să-i mănânce măruntaiele.
Îi închiserăm în grajd, punând lacăt. Puțin mai târziu, Placida Linero porunci să fie duși într-un loc departe de casă până după înmormântare. Dar, către prânz, nimeni nu știe cum, reușiră să scape și năvăliră înnebuniți în casă. Placida Linero se pierdu cu firea pentru prima oară. Câini nenorociți, strigă, omorâți-i! Porunca a fost îndeplinită neîntârziat și casa se cufundă iar în liniște. Până atunci, starea trupului nu pricinuise nicio temere. Fața rămăsese intactă cu aceeași expresie pe care o avea când cânta și Cristo Bedoya îi pusese la loc măruntaiele și înfășurase pântecele cu o fâșie de pânză. Totuși, către seară, din răni începu să curgă un lichid de culoarea siropului care atrase muștele și o pată vineție îi apăru deasupra gurii și se întinse foarte încet, precum umbra unui nor pe apă, până la rădăcina părului. Fața, care întotdeauna a fost binevoitoare, căpătă o expresie dușmănoasă și maică-sa i-a acoperit-o cu o batistă. Colonelul Aponte a înțeles atunci că nu se mai putea aștepta și ordonă părintelui Amador să facă autopsia. Ar fi fost mai rău să-l dezgropăm după o săptămână, spuse. Parohul făcuse studii de medicină și chirurgie la Salamanca, dar intră la seminar fără să-și ia diploma și chiar și primarul știa că autopsia nu avea nicio valoare legală. Cu toate acestea, porunci ca ordinul să fie îndeplinit. A fost un adevărat masacru săvârșit în clădirea școlii cu ajutorul farmacistului care a făcut însemnările și al unui student din primul an de medicină aflat aici în vacanță. N-au avut la dispoziție decât câteva instrumente chirurgicale neînsemnate, iar în rest folosiră unelte improvizate. Totuși, făcând abstracție de ciopărțirea trupului, raportul părintelui Amador părea corect și judecătorul de instrucție îl puse în dosar ca piesă folositoare. 7 din nenumăratele răni erau mortale. Ficatul era aproape secționat de 2 perforații profunde pe partea anterioară. Avea 4 incizii în stomac, una din ele atât de adâncă încât trecuse dincolo, distrugându-i pancreasul. Avea alte 6 perforații mai mici în colonul transversal și multiple răni în intestinul subțire. Singura rană de pe spinare, în dreptul celei de-a 3-a vertebre lombare, perforase rinichiul drept. Cavitatea abdominală era plină de cheaguri de sânge și din nămolul de conținut gastric și materii fecale se ivi o medalie de aur pe care Santiago Nassar o înghițise la vârsta de 4 ani. Cavitatea toracică prezenta 2 perforații, una în cel de-al 2-lea spațiu intercostal drept care îi atinsese plămânul, cealaltă foarte aproape de axila stângă. Mai avea apoi alte 6 răni ușoare pe brațe și pe mâini și 2 tăieturi orizontale, una pe coapsa dreaptă și cealaltă pe mușchii abdomenului. Avea o împunsătură adâncă în palma mâinii drepte. Raportul spune, părea stigmatul lui Hristos răstignit. Masa encefalică era cu 60 de grame mai grea decât cea a unui englez normal și părintele Amador consemna în raport că Santiago Nassar avea o inteligență superioară și un viitor strălucit. Totuși, în nota finală semnala o hipertrofie a ficatului pe care o punea pe seama unei hepatite prost tratate. Prin urmare, îmi spuse, nu mai avea oricum decât foarte puțini ani de trăit. Doctorul Dionisio Iguaran, care îl îngrijise într-adevăr pe Santiago Nassar de o hepatită la vârsta de 12 ani, își amintea revoltat de autopsia aceea. Numai un popă putea fi atât de prost, îmi spuse. N-a fost niciodată chip să-l fac să priceapă că noi, cei de la tropice, avem ficatul mai mare decât spaniolii. Raportul se încheia cu concluzia că moartea se datora unei hemoragii puternice provocate de oricare dintre cele 7 răni grave. Ne dăduseră înapoi un trup de nerecunoscut. Jumătatea din craniu fusese distrusă de trepanație și chipul frumos al tânărului pe care moartea îl cruțase începuse să-și piardă identitatea. Pe deasupra, parohul extirpase măruntaiele spintecate, dar neștiind ce să facă în cele din urmă cu ele, schiță furios deasupra lor semnul binecuvântării și le aruncă în găleata de gunoi. Asta i-a dat gata pe ultimii curioși de la ferestrele școlii. Studentul își pierdu cunoștința, iar colonelul Lázaro Aponte, care văzuse și provocase atâtea masacre de represiune, ajunse să fie și vegetarian pe lângă spiritist.
Carcasa goală, umplută cu cârpe și var nestins și cusută grosolan cu sfoară de ambalat, era gata să se desfacă în bucăți atunci când l-am pus în sicriul de curând făcut, capitonat cu mătase. M-am gândit că așa avea să se conserve mai multă vreme, îmi spuse părintele Amador. S-a întâmplat tocmai pe dos. Am fost nevoit să-l îngropăm în pripă, în zori, fiindcă starea în care se afla se degradase într-atât că nu mai era de suportat să fie ținut în casă. Se anunța o zi de marți sumbră. N-am avut curajul să dorm singur la sfârșitul acestei zile copleșitoare și am încercat poarta casei Maria Alejandrina Cervantes, sperând să nu fie zăvorâtă. Lampioanele din copaci erau aprinse și în curtea unde se dansa erau mai multe focuri de lemne cu niște oale uriașe fumegânde, unde mulatrele își vopseau în negru hainele de petrecere. Am găsit-o pe Maria Alejandrina Cervantes, trează ca întotdeauna în zori și goală cu desăvârșire, ca întotdeauna când în casă nu erau străini. Stătea turcește în patul de regină, în fața unui platou fastuos plin cu bunătăți, costițe de vițel, o găină fiartă, spată de porc și o garnitură de banane și legume, care ar fi ajuns pentru 5 persoane. A mânca fără măsură a fost mereu singurul ei fel de a plânge și niciodată n-am văzut-o făcând așa ceva cu atâta tristețe. M-am culcat lângă ea îmbrăcat, aproape fără să vorbesc, plângând și eu în felul meu. Mă gândeam la cruzimea destinului lui Santiago Nassar, care îl făcuse să plătească 20 de ani de fericire, nu numai cu moartea, ci și cu sfârtecarea trupului, cu împrăștierea și nimicirea lui. Am visat că intra în cameră o femeie cu o copilă în brațe și că aceasta ronțăia pe nerăsuflate boabe de porumb care îi cădeau în sân pe jumătate mestecate. Femeia îmi spuse, așa ronțăie ea, pe apucate, când cu nepăsare, când cu furie. Pe neașteptate am simțit degetele înfrigurate descheindu-mi nasturii de la cămașă și am simțit mirosul primejdios al fiarei iubirii culcate pe spatele meu și am simțit că mă cufundam în desfătarea nisipurilor mișcătoare ale dragostei sale. Dar se opri brusc, tuși de undeva de foarte departe și se desprinse de mine. Nu pot, zise, miroși ca el. Nu numai eu miroseam așa, totul în ziua aceea continua să miroasă a Santiago Nassar. Frații Vicario au simțit mirosul în pipnița unde îi închise primarul până îi dădea prin cap ce să facă de fapt cu ei. Oricât mă frecam cu săpun și perie, nu puteam scăpa de miros, îmi spuse Pedro Vicario. Nu dormiseră de 3 nopți, dar nu puteau închide ochii, fiindcă îndată ce adormeau, săvârșeau încă o dată crima. Acum, aproape de bătrânețe, încercând să-mi explice starea lui din ziua aceea nesfârșită, Pablo Vicario mi-a spus cu naturalețe. Părea că eram treaz de 2 ori. Cuvintele acestea m-au făcut să mă gândesc că tot ce a fost mai greu de îndurat pentru ei în pifniță trebuie să fi fost luciditatea. Pifnița avea 3 metri pe 3, o lucarnă foarte sus cu zăbrele de fier, o latrină portabilă, un spălător cu ligianul și cana respective și 2 paturi de cărămidă cu saltele de paie. Colonelul Aponte, din a cărui dispoziție se construise, spunea că n-a existat vreodată o închisoare mai primitoare. Fratele meu, Luis Enrique, era de aceeași părere, pentru că, într-o noapte, l-au închis din pricina unei încăierări între muzicanți și primarul s-a milostivit să îngăduie ca una din mulatre să-l însoțească. Poate că și frații Vicario au crezut la fel la 8 dimineața când s-au simțit la adăpost de arabi. În momentul acela îi reconforta mândria de a-și fi făcut datoria și singurul lucru care îi neliniștea era persistența mirosului. Cerură apă din belșug, săpun de casă și perie și își spălară sângele de pe brațe și față, își spălară și cămășile, dar nu reușiră să închidă un ochi. Pedro Vicario mai ceru să-i se aducă spălăturile și diureticele și un pansament steril ca să-și schimbe fașa și a reușit să urineze de 2 ori în cursul dimineții. Totuși, viața îi devenea atât de neîndurat pe măsură ce ziua înainta, încât mirosul trecu pe planul al doilea. La 2 după amiaza, când zăpușala părea că i-ar topi, Pedro Vicario era atât de obosit că nu putea sta întins pe pat, însă tot oboseala îl împiedica și să stea în picioare. Durerea de la stinghie îi ajungea până la gât, nu mai putu urina și îl chinui certitudinea îngrozitoare că n-avea să mai doarmă în tot restul vieții. Am stat treaz 11 luni, mi-a spus.
iar eu l-am cunoscut destul de bine pentru a-mi da seama că era adevărat. N-a putut mânca de prânz. La rândul lui, Pavlo Vicario gustă câte ceva din tot ce i-au adus și după un sfert de oră îl apucă o diaree pestilențială. La 6 după amiaza, pe când cadavrului lui Santiago Nassar i se făcea autopsia, primarul a fost chemat de urgență, întrucât Pedro Vicario era încredințat că fratele lui fusese otrăvit. Curgea din mine apă, îmi spuse Pablo Vicario, și nu puteam să ne scoatem din cap ideea că era vorba de o ticăloșie a arabilor. Până atunci făcuse să dea pe din afară de 2 ori latrina portabilă, iar gardianul de serviciu îl mai adusese de 6 ori la closetul primăriei. Acolo a dat peste el colonelul Aponte în closetul fără ușă, cu pușca gardianului țintindu-i tâmpla, scoțând din el apă fără să se oprească, încât s-au gândit că nu-i deloc lipsit de noimă să fie vorba de otrăvire. Dar au renunțat imediat la această ipoteză când s-a dovedit că nu băuse decât apă și nu mâncase decât ceea ce le trimisese pura Vicario. Cu toate acestea, primarul a rămas atât de impresionat încât i-a luat pe prizonier la el acasă cu o escortă specială, până când a venit judecătorul de instrucție și i-a transferat la penitenciarul din Rioacha. Teama gemenilor corespundea stării de spirit a oamenilor. Nu era exclusă posibilitatea unor represalii din partea arabilor, însă nimeni în afară de frații Vicario nu se gândise la o travă. Se bănuia mai curând că așteptau căderea nopții ca să arunce benzina prin lucarnă și să le dea foc prizonierilor în pifniță. Dar era o bănuială neîntemeiată. Arabii alcătuiau o comunitate de imigranți pașnici care se stabiliseră la începutul secolului prin satele din Caraibe, chiar și în cele mai îndepărtate și sărace, și rămaseră acolo vânzând pânză colorată și mărunțișuri de iar maroc. Erau uniți, harnici și catolici, se căsătoreau între ei, importau grâu, creșteau miei prin ogradă și cultivau cimbru și vinete, iar singura lor patimă de nestăpânit era jocul de cărți. Cei mai în vârstă continuau să vorbească araba rustică pe care o aduseseră de pe meleagurile lor și au păstrat-o intactă în familie până la a doua generație, însă cei din a treia, cu excepția lui Santiago Nassar, își auzeau părinții vorbind în arabă și le răspundeau în spaniolă. Astfel încât nu era de conceput că s-au apucat să-și schimbe brusc spiritul pastoral pentru a răzbuna o moarte de care puteam fi vinovați cu toții. În schimb, nimeni nu s-a gândit la vreun fel de represalii din partea familiei Placidei Linero, oameni de vază și războinici până și-au prăpădit averea, care au zămislit nu puțin bătăuși de cârciumă la adăpostul faimei numelui lor. Îngrijorat de zvonuri, colonelul Aponte se duse pe rând pe la toate familiile arabe și cel puțin de data asta trase o concluzie corectă. Îi găsi descumpăniți și triști, cu semnele de doliu pe altare, iar unii plângeau în hohote trântiți pe jos, dar niciunul nu avea gânduri de răzbunare. Reacțiile dimineții apăruseră în focul crimei și chiar protagoniștii au recunoscut că în niciun caz n-ar fi mers mai departe de o bătaie. Mai mult, Suseme Abdala, venerabila centenară, recomandă fiertura miraculoasă de floarea suferinței și pelin, care puse capăt diareii lui Pablo Vicario și făcu totodată să curgă iar izvorul fratelui său geamăn. Pedro Vicario căzu atunci într-o letargie fără somn, iar fratele tămăduit reuși să se adâncească în primul lui somn fără remușcări. Așa i-a găsit pura Vicario la ora 3 în zorii zilei de marți, când primarul a dus-o să-și ia rămas bun de la ei. Plecă toată familia, chiar și fetele cele mari cu bărbații lor, la inițiativa colonelului Aponte. Plecară, fără ca nimeni să-și dea seama, la adăpostul sfârșelii generale, în vreme ce singurii supraviețuitori treji din ziua aceea ireparabilă îl înmormântam pe Santiago Nassar. Plecară până când spiritele aveau să se liniștească, după cum hotărâse primarul, dar nu s-au mai întors niciodată. Pura Vicario îi înfășură cu o năframă chipul fetei aduse înapoi pentru ca nimeni să nu-i vadă vânătăile și o îmbrăcă în roșu aprins ca nimeni să nu-și imagineze că ar purta doliu după amantul tainic.
Înainte de a pleca, îl rugă pe părintele Amador să-i spovedească fiii la închisoare, dar Pedro Vicario s-a împotrivit și și-a convins fratele că n-aveau niciun motiv de căință. Rămaseră singuri și în ziua când au fost transferați la Rioacea, erau atât de refăcuți și încredințați de dreptatea lor, încât n-au vrut să fie scoși noaptea, cum se procedase cu familia, ci în plină zi și cu chipul descoperit. Ponsio Vicario, tatăl, muri în scurtă vreme. L-a dat gata chinul sufletesc, mi-a spus Angela Vicario. Când gemenii au fost achitați, au rămas în Rioacea, la numai o zi de drum, de Manaure, unde se stabilise familia. Acolo a venit Prudencia Cotes să se mărite cu Pablo Vicario, care deprinse meșteșugul de aurar în atelierul părintesc și ajunse un meșter iscusit. Pedro Vicario, fără iubită și fără slujbă, intră din nou după 3 ani în forțele armate, se arătă vretnic mai întâi de gradul de sergent, dar într-o dimineață frumoasă, patrula lui pătrunse pe teritoriul luptelor de gherilă, intonând cântece de bordel și niciodată nu s-a mai știut nimic despre ei. Pentru marea majoritate a oamenilor n-a existat decât o singură victimă, Baiardo San Roman. Se considera că ceilalți protagoniști ai tragediei își duseseră la bun sfârșit cu demnitate, ba chiar cu o anume măreție, menirea pe care le-o hărăzise soarta. Santiago Nasar își ispășise vina, frații Vicario își dovediseră bărbăția și sora înșelată își redobândise cinstea. Singurul care pierduse totul era Baiardo San Roman. Sărmanul Baiardo, cum a fost pomenit ani de zile. Cu toate acestea, nimeni nu și-a amintit de el până după eclipsa de lună, sâmbăta următoare, când văduvul Sius i-a povestit primarului că văzuse o pasăre fosforescentă bătând din aripi deasupra fostei lui case și credea că e sufletul soției care își cerea înapoi ceea ce fusese al ei. Primarul își dădu o palmă peste frunte care n-avea nicio legătură cu viziunea văduvului. La naiba, strigă, am uitat de sărmanul om. Urcă pe colină cu o patrulă, găsi automobilul decapotabil în fața vilei și văzu o lumină singuratică la dormitor, însă nimeni nu răspunse când a bătut și a strigat. Forțară, prin urmare, o ușă laterală și străbătură camerele luminate de sfârșitul eclipsei. Totul părea cufundat în apă, împovesti primarul. Baiardo San Roman zăcea fără cunoștință pe pat, așa cum îl văzuse pura Vicario în zorii zilei de marți, cu pantalonii și cămașa de mătase, dar fără pantofi. Pe jos erau sticle goale și o mulțime nedesfăcute lângă pat, dar nici urmă de mâncare. Se afla în ultimul grad de intoxicație alcoolică, îmi spuse doctorul Dionisio Iguaran, care i-a dat primele îngrijiri de urgență. Își veni însă în fire în doar câteva ceasuri și îndată ce își recăpătă judecata, îi dădu pe toți afară din casă cu cele mai alese cuvinte de care a fost în stare. Să nu mă reguleze nimeni la cap, spuse, nici tata cu fuduliile lui de veteran. Primarul aduse la cunoștință acest episod generalului Petronio San Roman, chiar și ultimele cuvinte, printr-o telegramă alarmantă. Generalul San Roman a ținut seama întocmai de voința fiului său, fiindcă n-a venit după el, ci și-a expediat soția cu fetele și cu încă 2 femei mai în vârstă, care păreau a fi surorile lui. Veniră cu un cargobot îmbrăcate în doliu mare pentru nenorocirea lui Baiardo San Roman și despletite de durere. Înainte de a păși pe uscat, își scoaseră pantofii și făcură drumul până la colina de sculțe, în praful arzător al amiezei, smulgându-și părul și plângând cu țipete atât de sfâșietoare că păreau de bucurie. Eu le-am văzut trecând din balconul Magdalenei Oliver și mi-amintesc că mi-a dat prin cap că o asemenea deznădejde se putea afișa numai pentru a ascunde o rușine și mai mare. Colonelul Lazaro Aponte le însoți la casa de pe colină, iar apoi veni și doctorul Dionisio Iguaran, călare pe măgarul cu care se ducea la cazuri urgente. Când arșița se mai potoli, 2 oameni de la primărie îl transportară până jos pe Baiardo San Roman, într-un hamac agățat de un par, acoperit până peste cap cu o pătură și cu alaiul de bocitoare. Magdalena Oliver crezu că murise. Firar să fie, exclamă, ce nenorocire! Era din nou beat mort, dar cu greu puteai crede că mai era în viață, căci își târâia pe jos brațul drept și îndată ce mama îl punea la loc în hamac, îi aluneca iar
lăsând o dâră în pulbere de la faleza ce străjuia prăpastia până la puntea vaporului. Asta a fost ultima amintire care ne-a rămas de la el, cea de victimă. Lăsară vila intactă, frații mei și cu mine ne urcam să o explorăm în nopțile de petrecere, când veneam în vacanță și de fiecare dată găseam tot mai puține lucruri de valoare în camerele părăsite. Odată am găsit geamantănașul pe care Angela Vicario îl ceruse maică-sii în noaptea nunții, dar nu i-am dat nicio importanță. Văzusem înăuntru ceva ce părea a fi strictul necesar pentru igiena și înfrumusețarea unei femei și am aflat adevărata întrebuințare numai atunci când Angela Vicario mi-a povestit după mulți ani despre tertipurile de moașă pe care i le-au arătat ca să-și înșele soțul. A fost singura urmă pe care a lăsat-o în căminul ei de femeie căsătorită vreme de 5 ceasuri. Peste ani de zile, când m-am întors să caut ultimele mărturii pentru această cronică, nu mai rămăsese nici măcar o părere din fericirea Iolandei Sius. În ciuda vigilenței încăpățânate a colonelului Lazaro Aponte, obiectele au dispărut încetul cu încetul, până și vitrina cu 6 oglinzi de sus până jos, pe care maestrii cântăreți din Pompoch fuseseră nevoiți să o monteze în casă, deoarece nu intra pe ușă. La început, văduvul Sius era fericit gândindu-se că erau mijloacele postume ale soției spre a-și recupera ceea ce era al ei. Colonelul Lazaro Aponte își bătea joc de el, dar, într-o noapte, îi trecu prin minte să facă o ședință de spiritism spre a lămuri misterul și sufletul Iolandei Sius îi confirmă în scris că, într-adevăr, ea era cea care își recupera încet încet pentru lăcașul de veci nimicurile fericirii. Vila începu să se năruie, automobilul de nuntă se desfăcu în bucăți în fața ușii, iar până la urmă nu mai rămase decât caroseria ruginită de vreme rea. An de rândul nu s-a mai știut nimic de proprietar. Există o declarație a sa la dosar, dar atât de scurtă și convențională că pare improvizată în ultimul moment pentru a îndeplini o formalitate strict necesară. Singura dată când am încercat să stau de vorbă cu el după 23 de ani, m-a primit cu o anume agresivitate și a refuzat să-mi furnizeze cea mai neînsemnată informație care să-mi îngăduie să clarific puțin participarea lui la dramă. În orice caz, nici măcar părinții lui nu știau despre el mai multe ca noi și nici n-aveau cea mai mică idee de ce venise într-un sat uitat de lume, fără altă intenție mărturisită decât cea de a se căsători cu o fată pe care n-o văzuse în viața lui. Despre Angela Vicario, în schimb, am avut întotdeauna vești din belșug, care mi-au inspirat o imagine idealizată. Sora mea călugărița a bătut o vreme platoul înalt din Guahira, străduindu-se să convertească cei de pe urmă idolatri și se oprea de obicei să stea de vorbă cu ea în satul pârjolit de sarea Mării Caraibilor, unde mama ei încerca să o îngroape de vie. "Salutări de la verișoara ta," îmi spunea mereu. Sora mea Margot, care o vizita și ea în primii ani, mi-a povestit că își cumpăraseră o casă de cărămidă cu o curte foarte mare la răscruce de vânturi, a cărei singură problemă erau nopțile cu maree, căci closetele dădeau pe din afară și se trezeau dimineața cu peștii sărind prin dormitoare. Toți cei care au văzut-o în vremea aceea spuneau că era mereu dusă pe gânduri și măiastră la mașina de brodat și că prin meșteșugul ei reușise să uite. Mult mai târziu, într-o perioadă confuză în care încercam să înțeleg ceva despre mine însumi, vânzând enciclopedii și cărți de medicină prin satele din Guahira, am ajuns întâmplător pe coclaurii aceia locuiți de indieni. La fereastra unei case ce da spre mare, brodând la mașină în ceasul cel mai fierbinte de peste zi, stătea o femeie îmbrăcată pe jumătate în doliu, cu ochelari, cu ramă de sârmă și păr cărunt, ușor îngălbenit, iar deasupra capului ei atârna o colivie cu un canar ce nu înceta să cânte. Văzând-o așa în cadrul idilic al ferestrei, nu mi-a venit să cred că femeia aceea ar fi cea la care mă gândeam eu, pentru că nu voiam să admit că viața ajunge până la urmă să semene atât de mult cu literatura proastă. Însă era ea, Angela Vicario, după 20 de ani de la dramă. S-a purtat cu mine ca totdeauna, cum faci cu un văr îndepărtat, și mi-a răspuns la întrebări cu foarte multă chibzuință și cu umor. Părea atât de matură și plină de spirit că îmi venea greu să cred că era aceeași.
Cel mai mult m-a surprins felul în care ajunsese până la urmă să-și înțeleagă propria viață. După câteva minute, nu mi-a mai părut așa de îmbătrânită ca la prima vedere, ci aproape la fel de tânără cum mi-o aduceam aminte, fără să aibă însă nimic în comun cu cea pe care o obligaseră să se mărite fără dragoste la 20 de ani. Mama ei, care îmbătrânise urât, m-a primit ca pe o stafie neplăcută. Refuză să vorbească despre trecut și am fost nevoit să mă mulțumesc pentru cronica aceasta cu câteva fraze răslețe din discuțiile ei cu maică-mea și cu altele puține recuperate din amintirile mele. Făcuse imposibilul pentru ca Angela Vicario să moară cu zile, dar chiar fata i-a dejucat planurile, fiindcă n-a făcut niciodată vreun mister din nenorocirea ei. Dimpotrivă, oricui voia să o asculte, i-o povestea de a fi rapăr, în afară de secretul care n-avea să se lămurească în veci. Cine a fost și cum și când adevăratul făptaș al necinstirii ei, căci nimeni n-a crezut că în realitate a fost Santiago Nassar. Făceau parte din două lumi opuse. Nimeni nu i-a văzut vreodată împreună și cu atât mai puțin singuri. Santiago Nassar era prea semeț ca să se uite la ea. Proasta de vară ta, îmi spunea ori de câte ori trebuia să o pomenească. Pe deasupra, cum ziceam noi pe atunci, el era un uliu veșnic în căutare de puicuțe. Umbla singur, ca și tatăl lui, luând fecioria oricărei fete care prindea să înflorească pe meleagurile acelea. Dar niciodată nu i s-a cunoscut în sat altă legătură decât cea convențională cu Flora Miguel și cea furtunoasă care îl făcuse să-și piardă mințile vreme de 14 luni cu Maria Alejandrina Cervantes. Versiunea cea mai curentă, poate fiindcă era și cea mai perfidă, era că Angela Vicario proteja pe cineva pe care îl iubea cu adevărat și alesese numele lui Santiago Nassar pentru că niciodată nu i-ar fi trecut prin minte că frații ei ar îndrăzni să facă ceva împotriva lui. Eu însumi am încercat să-i smulg adevărul acesta când am fost la ea în vizită pentru a doua oară cu toate argumentele mele puse în ordine, dar când le-a auzit abia dacă și-a ridicat privirea de pe broderia la care lucra. Nu mai despica atât firul în patru vere, îmi spuse. A fost el. Povesti tot restul fără nicio reținere, până și nenorocirea din noaptea nunții. Povesti că prietenele o învățaseră să-și îmbete soțul în pat până avea să-și piardă cunoștința, să se arate și mai rușinoasă decât era, ca el să stingă lumina, să-și facă o spălătură zdravănă cu apă de piatră acră pentru ca să pară fecioară și să păteze cearșaful cu mercur roșu spre a-l putea expune a doua zi în curtea ei de proaspăt căsătorită. Doar de două lucruri n-au ținut seama sfătuitoarele ei, excepționala rezistență la băutură a lui Bayardo San Roman și cuvința neprihănită pe care Angela Vicario o avea ascunsă în prostia impusă de prejudecăți. N-am făcut nimic din ce mi-au spus, mi-a povestit, deoarece, cu cât mă gândeam mai mult, cu atât îmi dădeam seama că era o porcărie pe care n-o puteam face nimănui, și mai ales bietului bărbat care avusese nenorocul să se însoare cu mine. Așa încât s-a lăsat dezbrăcată fără rezerve în dormitorul luminat, scăpată de toate temerile învățate care îi distruseră viața. Mi-a fost foarte ușor, mi-a spus, căci eram hotărâtă să mor. Într-adevăr, vorbea de nefericirea ei fără nicio sfială pentru a-și ascunde cealaltă nefericire, cea veritabilă, care îi mistuia sufletul. Nimeni n-ar fi bănuit măcar, până când ea s-a hotărât să mi-o spună, că Bayardo San Roman a intrat în viața ei pentru totdeauna din clipa când a adus-o înapoi acasă. A fost o lovitură de grație. Dintr-o dată, în vreme ce mama s-a apucat să mă bată, am început să-mi aduc aminte de el, mi-a spus. Pumnii o dureau mai puțin, fiindcă știa că erau pentru el. Se gândi mai departe la el, cu o anume uimire față de ea însăși, pe când hohotea trântită pe canapeaua din sufragerie. Nu plângeam din pricina loviturilor și nici pentru nimic din tot ce se întâmplase, mi-a spus. Plângeam pentru el. Tot la el se gândea în vreme ce maică s-ai punea comprese cu arnică pe față și încă și mai mult când auzi strigătele din stradă și clopotele din turn bătând a foc, iar maică sa intră să-i spună că acum putea să se culce, căci ce-a fost mai rău trecuse. De atâta mar de vreme se tot gândea la el fără nicio speranță, până când odată a trebuit să o însoțească pe maică sa la un spital din Rioacea pentru un control la ochi.
Intrară în trecere la holul portului, pe al cărui proprietar îl cunoșteau și pura vicario ceru un pahar cu apă la restaurant. Stătea și îl bea cu spatele la fata ei când aceasta și-a văzut propriul gând reflectat în oglinzile fără șir din salon. Angela Vicario întoarse capul cu sufletul la gură și îl văzut trecând pe lângă ea, fără să o vadă și ieșind din hotel. Apoi se uită iar la maică sa cu inima zdrobită. Pura Vicario terminase de băut, își șterse buzele cu mâneca și îi zâmbi din dreptul teșghelei cu ochelarii ei noi. În zâmbetul acela, pentru prima oară de când se născuse, Angela Vicario o văzu așa cum era de fapt, o biată femeie ce își consacrase viața cultului propriilor cusururi. La naiba, își zise, era atât de tulburată că făcu tot drumul de întoarcere cântând în gura mare și se trânti în pat să plângă 3 zile încheiate. Renascu. Eram nebună după el, îmi spuse, nebună de legat. Îi era de ajuns să închidă ochii pentru a-l și vedea. Îl auzea respirând prin mare, dogoarea trupului lui în pat o trezea în miez de noapte. La sfârșitul acelei săptămâni, fără să fie avut o clipă de liniște, îi scrise prima scrisoare. A fost un bilet convențional, în care îi povestea că îl văzuse ieșind din hotel și că i-ar fi plăcut să o fi văzut și el. Așteptă zadarnic un răspuns. După 2 luni, istovită de așteptare, îi trimise altă scrisoare, în același stil aluziv ca cea dinainte, al cărei unic scop părea a fi cel de a-i reproșa lipsa de curtoazie. 6 luni mai târziu, îi scrisese 6 scrisori fără răspuns, dar se mulțumi cu certitudinea că el le primea. Stăpână pentru întâia oară pe propriul destin, Angela Vicario descoperi atunci că ura și iubirea sunt pasiuni reciproce. Cu cât îi trimitea mai multe scrisori, cu atât își ațâța focul patimii, dar și ura pe care o simțea față de maică sa. Mi se întorcea stomacul pe dos numai când o vedeam, mi-a spus, însă nu puteam să o văd fără să-mi amintesc de el. Viața ei de soție repudiată continua să fie la fel de simplă ca cea de fată nemăritată, brodând mereu la mașină cu prietenele, așa cum înainte făcea lalelele de pânză și păsările de hârtie. Dar când maică-sa se culca, rămânea în camera ei scriind scrisori fără viitor până în zori. Deveni lucidă, energică, stăpână pe sine și ajunse iar fecioară numai pentru el, fără să recunoască altă autoritate decât cea proprie, nici altă servitute decât cea a obsesiei sale. A scris, timp de o jumătate de viață, câte o scrisoare pe săptămână. Uneori nu-mi trecea prin minte ce să-i scriu, îmi spuse prăpădindu-se de râs, dar mi-era de ajuns să știu că el le primea. La început au fost bilete convenționale, apoi scrisorele de amantă secretă, răvașe parfumate de logotnică efemeră, note de afaceri, mărturii de dragoste și până la urmă scrisori nedemne de soție părăsită care își născocea boli necruțătoare pentru a-l obliga să se întoarcă. Într-o noapte de bună dispoziție, i se vărsă cărimara pe scrisoarea terminată și ea, în loc să o rupă, îi adăugă un post-scriptum. Ca dovada a iubirii pe care ți-o port, îți trimit lacrimile mele. La răstimpuri, istovită de plâns, își bătea joc de propria nebunie. De 6 ori fusese schimbată poștărița și de 6 ori i-a câștigat complicitatea. Singurul lucru care nu i-a dat prin minte a fost să renunțe. Cu toate acestea, el părea insensibil la delirul ei. Era ca și cum ar fi scris nimănui. Într-o dimineață cu vânt, prin al 10-lea an, o trezi certitudinea că el se afla gol în patul ei. Îi scrise atunci o scrisoare înfrigurată de 20 de pagini, în care slobozi fără pudoare adevărurile amare ce i-apăsau sufletul din noaptea aceea funestă. Îi vorbi de rănile veșnice pe care el îi le lăsase în trup, de sarea limbii lui, de dâra de foc a virilității lui africane. I-o dădu poștăriței, care venea vinerile după amiaza să brodeze împreună și să-i ia scrisorile, și rămase încredințată că această ultimă descătușare avea să însemne sfârșitul agoniei ei. Însă n-a venit niciun răspuns și de atunci încolo n-a mai fost conștientă de ceea ce scria și nici cui îi scria cu bună știință, dar continua să scrie fără răgaz vreme de 17 ani.
Într-o zi de august, la amiază, pe când broda cu prietenele, simți că cineva se apropia de poartă. N-a trebuit să se uite ca să știe cine era. Se îngrășase și începea să-i cadă părul și avea acum nevoie de ochelari pentru a vedea de aproape, mi-a spus. Dar era el. La naiba, era el. Se sperie fiindcă știa că el o vedea la fel de îmbătrânită cum îl vedea și ea și nu credea că el ar avea în suflet tot atâta dragoste ca ea pentru a suporta aceasta. Avea cămașa udă de sudoare cum îl văzuse prima oară la chermesă și purta aceeași centură și aceleași pungi de piele cam descusute cu garnituri de argint. Baiardo San Roman făcu un pas înainte, fără să dea vreo atenție celorlalte brodeze uluite și își puse pungile pe mașina de cusut. Ei bine, spuse, iată-mă. Avea geamantanul cu lucruri cu gândul să rămână și altul identic cu aproape 2000 de scrisori pe care i le scrisese ea. Erau puse în ordine, pe date, în pachete legate cu panglici colorate și toate nedeschise. Ani în șir n-am mai putut vorbi despre nimic altceva. Purtarea noastră de zi cu zi, guvernată până atunci de rutină, începuse să se învârtească deodată în jurul aceleiași dorințe înfrigurate pe care o simțeam cu toții. Ne surprindeau cocoșii din zori, încercând să punem în ordine nenumăratele coincidențe înlănțuite care făcuseră posibil absurdul și era limpede că n-o făceam pentru a desluși mistere, ci fiindcă niciunul din noi nu putea să mai trăiască fără să știe cu exactitate locul și menirea pe care îi le hărăzise fatalitatea. Mulți n-au izbutit să o afle. Cristo Bedoya, care a ajuns un chirurg renumit, nu și-a putut explica niciodată de ce a cedat impulsului de a aștepta 2 ceasuri în casa bunicilor până la sosirea episcopului, în loc să se ducă să se odihnească la părinții lui, care l-așteptară până în zori ca să-l pună în gardă. Dar majoritatea celor care au putut să facă ceva pentru a împiedica săvârșirea crimei și totuși n-au făcut nimic, se consolară cu pretextul că problemele de onoare sunt monopol sacru la care au acces numai eroii dramei. Onoarea înseamnă iubire, o auzeam pe mama spunând. Hortensia Baute, a cărei unică participare a constat în faptul că văzuse 2 cuțite pline de sânge când încă nu erau, se simți atât de zguduită de halucinația ei, încât căzu într-o criză de penitență și într-o zi n-a mai putut suporta și s-a repezit în pielea goală pe stradă. Flora Miguel, logotnica lui Santiago Nassar, fugi din disperare cu un locotenent din trupele de frontieră, care o obligă să se prostitueze printre muncitorii de pe plantațiile de cauciuc din Vichada. Aura Villieros, moașa care ajutase să vină pe lume 3 generații, suferi un spasm al vezicii când află vestea și până în ziua morții a avut nevoie de sondă pentru a urina. Don Rogelio de la Flor, bărbatul cum se cade al Clotildei Armenta, care era un miracol de vitalitate la 86 de ani, s-a ridicat pentru ultima oară pentru a vedea cum îl sfârtecau pe Santiago Nassar în poarta încuiată a propriei lui case și n-a supraviețuit șocul. Placida Linero încuiase poarta în ultima clipă, dar se dezvinovăți la timp. Am încuiat-o pentru că Divina Flor mi-a jurat că-l văzuse pe băiatul meu intrând în casă, în povesti. Și nu era adevărat. În schimb, nu și-a iertat niciodată că putuse confunda prevestirea minunată a copacilor cu cea nefastă a păsărilor și căpătă primejdiosul narav al acelor vremuri de a amesteca semințe de cardamon. La 12 zile după crimă, judecătorul care instrumenta dosarul găsi un sat de oameni înnebuniți, de parcă erau jupuiți de vii. În sordidul birou din scânduri de la Palatul Municipal, bând cești de cafea cu rom de trestie pentru a alunga halucinațiile stârnite de căldură, a fost nevoit să ceară trupe de întărire pentru a stăpâni mulțimea care năvălea să facă declarații fără a fi chemată, dornică să-și etaleze propria importanță în dramă. Își luase diploma de curând și încă mai purta costumul de postav negru al facultății de drept și inelul de aur cu emblema promoției sale și avea fumurile și lirismul începătorului fericit. Dar nu i-am aflat niciodată numele. Tot ce știm despre caracterul lui am aflat din dosarul de instrucție pe care numeroase persoane m-au ajutat să-l caut, după 20 de ani de la săvârșirea crimei, în Palatul de Justiție din Rioacea.
Nu exista nicio clasificare în arhive și dosarele de peste un secol zăceau la grămadă pe pardoseala decrepitului edificiu colonial, care fusese timp de două zile cartierul general al lui Francis Drake. Parterul se inunda ori de câte ori creștea marea și volumele hărtănite pluteau prin birourile pustii. Eu însumi am explorat adesea cu apa până la glesne balta aceea de cauze pierdute și numai întâmplarea mi-a îngăduit să salvez, după 5 ani de căutări, vreo 322 de file scăpate din cele peste 500 pe care trebuia să le fi avut dosarul. Numele judecătorului nu apărea pe nicăieri, dar este evident că era un om copleșit de pasiunea literaturii. Citise fără nicio îndoială clasicii spanioli și câțiva dintre cei latini și îl cunoștea foarte bine pe Nietzsche, autorul la modă printre magistrații din vremea lui. Însemnările marginale, și nu doar din pricina culorii cernelii, păreau scrise cu sânge. Era atât de descumpănit de enigma pe care i-o rezervase soarta, încât de multe ori se lăsa furat de divagații lirice nepotrivite cu rigoarea profesiunii sale. Și mai ales nu i se păru niciodată drept ca viața să se folosească de atâtea intervenții ale hazardului interzise literaturii pentru a se înfăptui fără opreliști o moarte atât de anunțată. Totuși, ceea ce îl neliniștise cel mai mult la sfârșitul strădaniei lui excesive a fost faptul că nu găsise un singur indiciu, oricât de neverosimil, că Santiago Nassar ar fi fost cu adevărat făptașul. Prietenele Angelei Vicario, cele care îi puseseră complice la înșelătorie, povestiră vreme îndelungată că ea le împărtășise secretul încă dinainte de nuntă, însă nu le dezvăluise niciun nume. La anchetă declarară: ne-a spus minunea, dar nu și sfântul. Angela Vicario, la rândul ei, a rămas pe aceeași poziție. Când judecătorul de instrucție a întrebat-o în felul său ocolit dacă știa cine era răposatul Santiago Nassar, ea i-a răspuns impasibilă: a fost făptașul. Așa a fost consemnat la dosar, însă fără nicio altă precizare despre împrejurări și nici despre loc. În cursul procesului, care n-a durat decât 3 zile, avocatul părții civile a insistat asupra netemeiniciei acestei acuzații. Perplexitatea judecătorului de instrucție în fața lipsei de dovezi împotriva lui Santiago Nassar era atât de mare încât uneori dezamăgirea părea a influența munca sa rotnică. La pagina 416 scrise cu mâna lui și cu cerneala roșie luată de la spițer o cugetare marginală: dați-mi o prejudecată și voi mișca lumea din loc. Sub această parafrază născută din descurajare, cu linii inspirate și cu aceeași cerneală de sânge, desenă o inimă străbunsă de osăgeată. Pentru el, ca și pentru prietenii apropiați ai lui Santiago Nassar, însăși comportarea acestuia din ultimele sale ceasuri a fost o dovadă nedesmințită de nevinovăție. Într-adevăr, în dimineața zilei morții, Santiago Nassar nu avusese nicio clipă de șovăială, deși știa prea bine care ar fi fost prețul pentru ofensa pe care i-o imputau. Cunoștea latura fățarnică a lumii din jur și trebuia să știe că firea simplă a gemenilor nu era capabilă să facă față batjocurii. Nimeni nu-l cunoștea foarte bine pe Bayardo San Roman, dar Santiago Nassar îl cunoștea îndeajuns ca să-și dea seama că, dincolo de aerele sale de om de lume, era, ca oricare altul, prizonierul prejudecăților mediului din care provenea. Așadar, nepăsarea lui deliberată a fost de-a dreptul sinucigașă. Pe deasupra, când a aflat în sfârșit, în ultima clipă, că frații Vicario îl așteptau să-l omoare, reacția lui n-a fost stârnită de panică, așa cum s-a tot spus, ci mai curând de nedumerire, știindu-se nevinovat. Impresia mea personală este că a murit fără să-și înțeleagă moartea. După ce i-a făgăduit surorii mele Margot că va veni să mănânce la noi la masă, a plecat cu Cristo Bedoya de braț de-a lungul cheiului și amândoi păreau atât de nepăsători încât creară iluzii false. Mergeau atât de veseli, îmi spuse Meme Loaisa, că i-am mulțumit domnului crezând că lucrurile se aranjaseră. De bună seamă, nu toată lumea îl îndrăgea atât de mult pe Santiago Nassar. Polo Carillo, proprietarul centralei electrice, socotea că seninătatea lui nu era rodul nevinovăției, ci al cinismului. Credea că banii îl făceau să fie de neatins, îmi spuse.
Fausta Lopez, nevasta lui, comentă: ca toți turcii. Indalesio Pardo tocmai trecuse pe la prăvălia Clotildei Armenta și gemenii îi spuseseră că, îndată ce va pleca episcopul, aveau să-l omoare pe Santiago Nasar. A crezut, ca atâția alții, că erau aiureli de lunatici, dar Clotilde Armenta l-a făcut să-și dea seama că era adevărat și l-a rugat să se ducă după Santiago Nasar ca să-l prevină. Nu te mai obosi, îi zise Pedro Vicario, oricum e ca și mort. Era o provocare prea evidentă. Gemenii știau de legăturile lui Indalesio Pardo cu Santiago Nasar și trebuie să se fi gândit că era omul potrivit pentru a împiedica crima, fără ca ei să rămână de rușine. Însă Indalesio Pardo l-a văzut pe Santiago Nasar la braț cu Cristo Bedoya printre grupurile care plecau din port și nu s-a încumetat să-l prevină. M-am pierdut cu firea, mi-a spus. I-a bătut pe umeri pe amândoi și i-a lăsat să-și vadă de drum. Ei abia dacă îl luară în seamă, fiindcă erau mai departe adânciți în socotitul cheltuielilor de la nuntă. Lumea se împrăștia spre piață în aceeași direcție ca ei. Mulțimea era compactă, dar Escolastica Cisneros a avut impresia că cei doi prieteni mergeau în mijlocul oamenilor fără greutate, într-un cerc gol, deoarece toți știau că Santiago Nasar avea să moară și nu îndrăsneau să-l atingă. Cristo Bedoya își amintea că aveau față de ei o comportare bizară. Ne priveau de parcă am fi avut fața vopsită, mi-a spus. Sara Noriega își deschise magazinul de pantofi chiar în momentul în care treceau ei și se sperie de paloarea lui Santiago Nasar, însă el o liniști. Închipuiește-ți, dragă Sara, îi spusese din mers, cu mahmureala asta. Celeste Dangond stătea în pijaman ușa casei sale, râzând de cei care se îmbrăcaseră de sărbătoare ca să-l salute pe episcop și îl invită pe Santiago Nasar la o cafea. L-am poftit ca să câștig timp să mă gândesc ce-i de făcut, mi-a spus. Dar Santiago Nasar i-a răspuns că era grăbit să-și schimbe hainele ca să meargă să ia micul dejun cu sora mea. M-am lăsat pe gubașă, mi-a explicat Celeste Dangond, căci dintr-o dată mi s-a părut că nu puteau să-l omoare din moment ce era așa de sigur în legătură cu ce avea să facă. Yamil Shayum a fost singurul care a făcut ce își pusese în gând. Imediat ce a aflat zvonul, a ieșit în ușa prăvăliei lui de țesături și l-a așteptat pe Santiago Nasar ca să-l prevină. Era unul din ultimii arabi care veniseră cu Ibrahim Nasar, i-a fost partener la jocul de cărți până la moarte și continua să fie sfetnicul de nădejde al familiei. Nimeni nu avea atâta autoritate ca el pentru a vorbi cu Santiago Nasar. Totuși se gândea că, dacă zvonul era neîntemeiat, avea să-l alarmeze degeaba și preferă să se consulte mai întâi cu Cristo Bedoya în eventualitatea că acesta era mai bine informat. Când îl văzu trecând, îl chema. Cristo Bedoya îl bătu ușor pe spinare pe Santiago Nasar, odată ajunși în colțul pieței, și răspunse chemării lui Yamil Shayum. Ne vedem sâmbătă, îi spuse. Santiago Nasar nu-i răspunse, ci se adresă în arabă lui Yamil Shayum, iar acesta îi răspunse tot în arabă, strâmbându-se de râs. Era un joc de cuvinte cu care ne amuzam mereu, îmi spuse Yamil Shayum. Fără a se opri, Santiago Nasar le făcu amândurora un semn de rămas bun cu mâna și dădu colțul pieței. A fost ultima oară când l-au văzut. Cristo Bedoya nici n-apucă să asculte știrea dată de Yamil Shayum că ieși ca din pușcă din prăvălie ca să-l ajungă din urmă pe Santiago Nasar. Îl văzuse dând colțul, dar nu-l găsi printre grupurile care începeau să se risipească în piață. Mai multe persoane pe care le întrebă despre el i-au dat același răspuns. Tocmai v-am văzut împreună. I se păru cu neputință să fie ajuns atât de repede la el acasă, dar oricum se duse să întrebe de el, căci găsi poarta din față fără zăvorul tras și întredeschisă. Intră fără să vadă hârtia de pe jos și traversă salonul în penumbră, încercând să nu facă zgomot, fiindcă era încă prea devreme pentru vizite, dar câinii se agitară în fundul curții și îi ținură calea.
Îi liniști zornăind cheile, cum învățase de la stăpânul lor, și merse mai departe, înconjurat de ei, până în bucătărie. Pe coridor, dădu față în față cu divina Flor, care ducea o găleată cu apă și o cârpă să spele pardoseala din salon. Ea l-asigură că Santiago Nasar nu se întorsese. Victoria Guzman tocmai pusese la cuptor iepurii când el intră în bucătărie. Ea înțelese imediat. Era cu sufletul la gură, îmi spuse. Cristo Bedoya o întrebă dacă Santiago Nasar era în casă, iar ea îi răspunsese cu prefăcută candoare că nici n-apucase încă să se culce. E foarte serios, îi spuse Cristo Bedoya. Îl caută ca să-l omoare. Victoriei Guzman îi pieri candoarea. Băieții aceia, sărmanii, nu omoară pe nimeni, zise. Stau și beau într-una de sâmbătă, spuse Cristo Bedoya. Tocmai de aceea, răspunse ea, nu-i pe lume bețivan care să-și mănânce rahatul. Cristo Bedoya se întoarse în salon, unde divina Flor tocmai deschisese ferestrele. Bineînțeles că nu ploua, îmi spusese Cristo Bedoya, abia se făcuse 7 și prin ferestre pătrundea un soare auriu. O mai întrebă odată pe divina Flor dacă era sigură că Santiago Nasar nu intrase pe ușa de la salon. Ea n-a mai fost atunci atât de sigură ca prima oară. O întrebă de Placida Linero și ea îi răspunse că îi dusese acum o clipă cafeaua și o lăsase pe noptieră, dar nu o trezise. Așa făcea întotdeauna, avea să se scoale la 7, avea să-și bea cafeaua și să coboare ca să dea instrucțiuni pentru prânz. Cristo Bedoya își privi ceasul, era 6:56. Urca atunci la etaj spre a se încredința că Santiago Nasar nu se întorsese. Ușa camerei lui era închisă pe dinăuntru pentru că Santiago Nasar ieșise prin dormitorul maicăsii. Cristo Bedoya nu numai că știa casa ca pe a lui, ci se și bucura de atâta încredere din partea familiei încât împinse ușa camerei Placidei Linero pentru a trece pe acolo spre dormitorul alăturat. Un mănunchi de raze plină de pulbere intra prin lucarnă și frumoasa femeie adormită în hamac pe spate, cu mâna de mireasă pe obraz, avea un aspect ireal. A fost ca o nălucă, îmi spuse Cristo Bedoya. O contemplă o clipă fascinat de frumusețea ei și apoi străbătu dormitorul în liniște, trecu prin dreptul băii și intră în dormitorul lui Santiago Nasar. Patul era neatins și pe fotoliu se afla costumul de călărie călcat cu mare grijă și deasupra costumului pălăria de călăreț, iar pe jos stăteau cismele alături de pinteni. Pe noptieră, ceasul de mână al lui Santiago Nasar arăta 6:58. Pe neașteptate mi-a trecut prin minte că ieșise din nou înarmat, îmi spuse Cristo Bedoya, însă găsi revolverul în sertarul de la noptieră. Niciodată nu trăsesem cu o armă, îmi spuse Cristo Bedoya, dar m-am hotărât să iau revolverul să îl duc lui Santiago Nasar. Și l-a pus în centură pe sub cămașă și numai după crimă și-a dat seama că nu era încărcat. Placida Linero a apărut în ușă cu ceașca de cafea în mână în momentul în care el închidea sertarul. Doamne Dumnezeule, exclamă ea, ce tare m-ai speriat! Cristo Bedoya se sperie și el, o văzu în plină lumină, cu un capot brodat cu ciocârlii aurite și părul răsculat și farmecul pierise. Explică puțin cam confuz că intrase să-l caute pe Santiago Nasar. S-a dus să-l întâmpine pe episcop, spuse Placida Linero. Episcopul nici nu s-a oprit, zise el. Bănuiam eu, răspunse ea, e un ticălos fără pereche. Nu mai spuse nimic, fiindcă în momentul acela și-a dat seama că Cristo Bedoya nu știa ce să mai facă. Nădăjduiesc că domnul m-a iertat, îmi spuse Placida Linero, dar l-am văzut atât de tulburat că dintr-o dată mi-a trecut prin minte că intrase să fure. L-a întrebat ce-a pățit. Cristo Bedoya era conștient că se află într-o situație care dă de bănuit, dar n-a avut curajul să-i dezvăluie adevărul. N-am închis ochii nici măcar un minut, îi răspunse. Și plecă fără alte explicații. În orice caz, mi-a spus, ea își imagina mereu că lumea o fura. În piață se întâlni cu părintele Amador, care se întorcea la biserică ducând ornamentele slujbei care nu avusese loc, dar nu i se păru că ar fi putut face pentru Santiago Nasar nimic altceva decât poate să-i salveze sufletul. Se ducea iar înspre port când se auzi strigat din prăvălia Clotildei Armenta.
Pedro Vicario stătea în ușă, livid și cu părul vâlvoi, cu cămașa desfăcută și mânecile suflecate până la cot și cu cuțitul grosolan pe care el însuși îl făcuse dintr-o pânză de fierăstrău. Atitudinea lui era prea insolentă pentru a fi întâmplătoare. Totuși, n-a fost singura și nici cea mai vădită din cele pe care le-a adoptat în ultimele minute ca să nu fie lăsat să săvârșească crima. Cristoval, strigă, spune-i lui Santiago Nasar că l-așteptăm aici ca să-l omorâm. Cristo Bedoya i-ar fi făcut hatârul să-l oprească. Dacă aș fi știut să trag cu pistolul, Santiago Nasar ar mai fi în viață, mi-a spus. Însă până și ideea de a trage îl tulbură, după toate câte auzise spunându-se despre puterea devastatoare a unui glonț blindat. Te previn că are un magnum în stare să străpungă un motor, strigă. Pedro Vicario știa că nu era adevărat. Nu era niciodată înarmat dacă nu purta costumul de călărit, mi-a spus. Dar, oricum, prevăzuse că ar putea fi înarmat când luase hotărârea de a spăla onoarea surorii lui. Morții nu trag cu arma, strigă. Pavlo Vicario se ivi atunci în ușă. Era la fel de palid ca fratele lui și avea haina de la nuntă, iar în mână cuțitul înfășurat în ziar. Dacă n-ar fi fost amănuntele astea, îmi spuse Cristo Bedoya, n-aș fi știut niciodată cine anume era fiecare. Clotilde Armenta apăru în spatele lui Pavlo Vicario și strigă lui Cristo Bedoya să se grăbească, fiindcă în satul ăsta de poponari numai un bărbat ca el putea împiedica tragedia. Tot ce a urmat din clipa aceea e de domeniul public. Lumea care se întorcea din port, alertată de strigăte, începu să năvălească în piață ca să asiste la crimă. Cristo Bedoya întrebă mai mulți cunoscuți despre Santiago Nasar, dar nimeni nu-l văzuse. La club se întâlni în prag cu colonelul Lázaro Aponte și-i povesti ce se întâmplase în prăvălia Clotildei Armenta. Nu se poate, spuse colonelul Aponte, pentru că eu i-am trimis să se culce. Dar tocmai i-am văzut cu un cuțit de tăiat porci, zise Cristo Bedoya. Nu se poate, fiindcă eu le-am luat cuțitele înainte de a-i trimite să se culce, spuse primarul. I-ai văzut pe semne înainte de asta. I-am văzut acum 2 minute și fiecare avea un cuțit de tăiat porci, răspunse Cristo Bedoya. La naiba, zise primarul, atunci înseamnă că s-au întors cu altele. Făgădui să se ocupe de treaba asta imediat, dar intră la club ca să confirme o întâlnire pentru o partidă de domino de diseară și când a ieșit de acolo, crima fusese înfăptuită. Cristo Bedoya făcu atunci singura-i greșeală fatală. Crezu că Santiago Nasar se hotărâse în ultimul moment să vină la noi acasă pentru gustare înainte de a se schimba de haine și a pornit să-l caute. A grăbit pasul de-a lungul fluviului, întrebându-i pe toți care îi ieșeau în cale dacă nu l-au văzut. Dar nimeni nu-l văzuse. Nu se alarmă, căci mai erau și alte drumuri către casa noastră. Prospera Aranjo, fata venită din inima țării, îl imploră să facă ceva pentru tatăl ei care trăgea să moară lângă gardul casei lor, imun la binecuvântarea grapnică a episcopului. Eu îl văzusem când am trecut pe acolo, îmi spuse sora mea Margot, și avea deja față de mort. Cristo Bedoya zăbovi 4 minute să vadă ce era cu bolnavul și promise că se întoarce mai târziu pentru a-i da primele îngrijiri, dar mai pierdu încă 3 minute ajutând-o pe Prospera Aranjo să-l ducă la el în cameră. Când ieși iar, auzi strigăte îndepărtate și îi se păru că distinge zgomot de petarde dinspre piață. Încercă să o ia la fugă, dar îl împiedică revolverul vârât la cingătoare. Când dădu ultimul colț, o recunoscu din spate pe mama care își ducea băiatul cel mai mic, aproape trăgându-l de mână. Luisa Santiago, îi strigă, unde este finul dumitale? Mama se întoarse a nevoie cu fața scăldată în lacrimi. Ah, băiatule, i-a răspuns, se spune că l-au omorât. Era adevărat, în vreme ce Cristo Bedoya îl căuta, Santiago Nasar intrase în casa Florei Miguel, logotnica lui, chiar la răspântia unde el l-a văzut pentru ultima oară. Nu mi-a trecut prin minte că ar putea fi acolo, mi-a spus, fiindcă cei din casa aceea nu se sculau niciodată înainte de prânz. Era un zvon răspândit că întreaga familie dormea până la 12 din porunca lui Nahir Miguel, bărbatul înțelept al comunității. De asta Flora Miguel, care nu mai era chiar în prima tinerețe, se păstra proaspătă ca un trandafir, susține Mercedes.
În realitate, deși casa le rămânea încuiată până foarte târziu, ca multe altele, erau oameni harnici și se sculau de vreme. Părinții lui Santiago Nassar și ai Florei Miguel se înțeleseseră să-i căsătorească. Santiago Nassar acceptă înțelegerea în plină adolescență și era decis să o respecte, poate pentru că avea despre căsătorie aceeași concepție utilitară ca și tatăl lui. Flora Miguel, la rândul ei, se bucura de o anume frumusețe florală, dar era lipsită de farmec și de minte și pusese nașă la nunțile fetelor din toată generația ei, așa încât pentru ea înțelegerea a fost o soluție providențială. Logotna lor era simplă, fără vizite protocolare și fără zbucium sentimental. Nunta, amânată în mai multe rânduri, fusese stabilită în sfârșit pentru Crăciun. Flora Miguel se trezi în lunea aceea odată cu primele șuierături ale vaporului episcopului și foarte curând află că gemenii vicarii stăteau să-l aștepte pe Santiago Nassar ca să-l omoare. Surorii mele, călugărița, singura care a vorbit cu ea după nenorocire, i-a zis că nici nu-și amintea măcar cine i-o spusese. Știu doar că la 6 dimineața toată lumea aflase, i-a spus. Totuși, i se păru de neconceput ca pe Santiago Nassar să-l fi omorât cineva, dar în schimb i se năzări că aveau să-l însoare cu forța cu Angela Vicario ca să-i salveze onoarea. Suferi o criză de umilință. Pe când jumătate de sat îl aștepta pe episcop, ea stătea în camera ei plângând de furie și făcând ordine în sipetul cu scrisorile pe care Santiago Nassar i le trimisese pe vremea liceului. Ori de câte ori trecea prin dreptul casei Florei Miguel, chiar dacă nu era nimeni înăuntru, Santiago Nassar zgâria cu cheile plasa de sârmă de la ferestre. În ziua aceea de luni, ea îl aștepta cu sipetul cu scrisori în poală. Santiago Nassar nu putea vedea din stradă, însă ea l-a văzut apropiindu-se prin plasa de sârmă înainte ca el să o zgârie cu cheile. Intră, îi spuse. Nimeni, nici măcar un doctor, nu intrase în casa aceea la 7:15 dimineața. Santiago Nassar tocmai îl lăsase pe Cristo Bedoya în prăvălia lui Yamil Shayum și era atâta lume în piață cu ochii pe el încât părea de necrezut ca nimeni să nu-l fi văzut intrând în casa logotnicei. Judecătorul de instrucție căută măcar un singur om care să-l fi văzut și a făcut-o la fel de stăruitor ca și mine, dar n-a fost posibil să-l găsească. La pagina 382 a dosarului scrise altă cugetare cu cerneală roșie. Fatalitatea ne face invizibili. De fapt, Santiago Nassar intră pe poarta mare în văzul tuturor și fără a face nimic pentru a nu fi văzut. Flora Miguel îl aștepta în salon verde la față de mânie, îmbrăcată cu una din rochiile cu volane plăștite, pe care le purta de obicei la ocazii deosebite, și îi puse sipetul în mâini. Ia-l de aici, îi spuse, și dă-i domnul să te omoare. Santiago Nassar rămase atât de uluit încât sipetul îi căzu din mâini, iar scrisorile lui de dragoste se risipiră pe jos. Încercă să o ajungă din urmă pe Flora Miguel, dar ea intră în dormitor, închise ușa și trase zăvorul. Bătu de mai multe ori și o strigă cu o voce prea ridicată pentru ceasul acela, așa încât toată familia veni în fugă alarmată. Cu toții, rude de sânge și prin alianță, cu mic cu mare, erau peste 14 persoane. Ultimul care și-a făcut apariția a fost Nahir Miguel, tatăl, cu barba roșie și burnusul de beduin adus de pe meleagurile sale și pe care îl purta întotdeauna în casă. Eu l-am văzut de multe ori, era uriaș și solemn, dar cel mai tare m-a impresionat la el strălucirea autorității. Flora, deschide ușa, strigă în limba lui. Intră în dormitorul fetei în vreme ce familia îl contempla îngândurată pe Santiago Nassar. Stătea în genunchi în salon, adunând scrisorile de pe jos și punându-le în sipet. Părea că face penitență, mi-au spus. Nahir Miguel ieși după câteva minute din cameră, făcu un semn cu mâna și familia întreagă dispăru. Continua să-i vorbească în arabă lui Santiago Nassar. Din primul moment mi-am dat seama că n-avea habar despre ce îi spuneam, mi-a zis. L-a întrebat atunci în secret dacă știa că frații Vicario îl caută să-l omoare. Se făcu palid și se pierdu într-atât cu firea, încât nu era cu putință să cred că se prefăcea, mi-a mărturisit. A avut aceeași impresie că starea lui nu se datora atât fricii cât nedumeririi. Tu trebuie să știi dacă au dreptate sau nu, i-a zis.
Însă, în orice caz, acum nu mai ai decât două căi. Ori te ascunzi aici, unde ești ca la tine acasă, ori ieși afară cu pușca mea." "Nu înțeleg nimic, la naiba," spuse Santiago Nasar. A fost tot ce a apucat să spună și o făcu în spaniolă. "Părea o curcă plouată," mi-a zis Nahir Miguel. A fost nevoit să-i ia sipetul din mâini, fiindcă el nu știa unde să-l pună pentru a putea deschide ușa. "Vor fi doi contra unu," îl avertiză. Santiago Nasar plecă. Oamenii se îngrămădiseră în piață ca în zilele de paradă. Îl văzură cu toții ieșind și înțeleseseră cu toții că aflase că aveau să-l omoare și era atât de tulburat încât nu-și mai găsea drumul spre casă. Se zice că cineva strigă de la un balcon, nu pe acolo, turcule, ci prin portul vechi. Santiago Nasar căută vocea. Yamil Shayum îi strigă să intre în prăvălia lui și se duse să-și ia pușca de vânătoare, dar nu-și aduse aminte unde ascunsese cartușele. Din toate părțile începură să-l strige și Santiago Nasar se răsuci de mai multe ori în dreapta și în stânga, năucit de atâtea strigăte în același timp. Era limpede că se îndrepta spre poarta din spate a casei lui, dar trebuie să-și fie adus brusc aminte că era deschisă poarta din față. "Uite-l că vine," spuse Pedro Vicario. Amândoi frații îl văzură în același timp. Pablo Vicario își scoase haina, o puse pe scaun și dezveli cuțitul în formă de iatagan. Înainte de a părăsi prăvălia, fără să vorbească, își făcură amândoi semnul crucii. Atunci Clotilde Armenta îl prinse pe Pedro Vicario de cămașă și îi strigă lui Santiago Nasar să fugă, pentru că aveau să-l omoare. A fost un țipăt atât de năprasnic că le stinse pe celelalte. "La început se sperie," îmi spuse Clotilde Armenta, fiindcă nu știa cine îl striga și nici de unde anume. În secunda aceea a văzut-o pe ea, l-a văzut și pe Pedro Vicario, care o trânti la pământ dintr-un brânci și și-ajunse din urmă fratele. Santiago Nasar se afla la mai puțin de 50 de metri de casa lui și fugi spre poarta cea mare. Cu 5 minute mai devreme, în bucătărie, Victoria Guzman îi povestise Placida Linero ceea ce toată lumea știa. Placida Linero era o femeie cu nervi tari, așa încât n-a lăsat să-i se vadă niciun semn de alarmă. O întrebă pe Victoria Guzman dacă îi spusese ceva fiului ei și ea minți cu bună știință, răspunzându-i că nu aflase încă nimic când el coborâse să-și bea cafeaua. În salon, spălând mai departe pardoseala, Divina Flor văzu în același timp că Santiago Nasar intră pe poarta dinspre piață și urcă pe scara de vapor ce ducea la dormitoare. "A fost o viziune limpede," îmi povesti Divina Flor. "Avea costumul alb și ceva în mână pe care nu l-am putut vedea bine, dar mi s-a părut un buchet de trandafiri." Așa încât, atunci când Placida Linero întrebă de el, Divina Flor o liniști. "A urcat în dormitor acum un minut," i-a spus. Placida Linero văzu atunci hârtia de pe jos, dar nu-i trecu prin minte să o ridice și a aflat ce scria pe ea numai când cineva i-o arătă mai târziu în vacarmul tragediei. Prin poarta întredeschisă i-a văzut pe frații Vicario care veneau în goană spre casă cu cuțitele scoase. Din locul unde se afla ea îi putea vedea pe cei doi, însă nu îi zbutea să-l vadă pe fiul ei care fugea din direcția opusă către poartă. "Am crezut că voiau să intre ca să-l omoare în casă," mi-a spus. Atunci dădu fuga la poartă și-o închisă dintr-o izbitură. Tocmai trăgea zăvorul când auzi strigătele lui Santiago Nasar și auzi pumnii de groază care loveau în poartă, dar crezu că el era sus, insultându-i pe frații Vicario din balconul dormitorului. Urcă în grabă să-i vină în ajutor. Santiago Nasar mai avea nevoie doar de câteva secunde ca să intre când poarta se închise. Apucă să bată de mai multe ori cu pumnii și imediat se întoarse pentru a-și înfrunta dușmanii cu mâinile goale. "M-am speriat când l-am văzut din față," mi-a spus Pedro Vicario, căci mi s-a părut de două ori mai mare decât era în realitate. Santiago Nasar ridică mâna ca să pareze prima lovitură a lui Pedro Vicario, care l-a atacat din dreapta cu cuțitul cel lung. "Fecior de curvă," strigă. Cuțitul îi străpunse palma dreaptă și apoi îi se afundă până în plăsele, în coaste. Auziră cu toții strigătul de durere. "Vai, mamă!" Pedro Vicario trase afară cuțitul cu mâna-i necruțătoare de parlagiu și îi dădu a doua lovitură aproape în același loc. "Ciudat, cuțitul ieșea din rană curat," declară Pedro Vicario judecătorului de instrucție. "Îl lovisem de cel puțin trei ori și nu era nicio picătură de sânge."
Santiago Nassar se răsuci cu brațele încrucișate pe pântec după cea de-a treia lovitură, scoase un muget ca de vițel și încercă să le întoarcă spatele. Pablo Vicario, care se afla în stânga lui cu cuțitul ca un iatagan, îi dădu atunci singura lovitură în spinare și un șuvoi de sânge țâșni cu putere udându-i cămașa. Miroseam ca el, mi-a răspuns. Rănit de moarte de 3 ori, Santiago Nassar se întoarse iar cu fața spre ei și se sprijini cu spatele de poarta mamei lui, fără cea mai mică împotrivire, ca și cum ar fi vrut doar să-i ajute să-l omoare odată, înjunghiindu-l și pe partea asta. N-a mai strigat, spuse Pedro Vicario judecătorului de instrucție. Dimpotrivă, mi s-a părut că râdea. Atunci continuară amândoi să-l înjunghie, rezemat de poartă, cu lovituri ușoare, date când de unul, când de celălalt, plutind în alinătura strălucitoare pe care o aflară dincolo de frică. Nu auziră țipetele satului întreg, înspăimântat de crima săvârșită. Mă simțeam ca atunci când călărești în goană, declară Pedro Vicario. Dar amândoi se treziră brusc la realitate pentru că erau epuizați și totuși li se părea că Santiago Nassar n-avea să se prăbușească în veci. La naiba vere, îmi spuse Pablo Vicario, nu-ți închipui cât de greu este să omori un om. Încercând să-l răpună pentru totdeauna, Pedro Vicario îi căută inima, dar i-o căută aproape la subsoară, unde o au porcii. De fapt, Santiago Nassar nu se prăbușea, deoarece chiar ei îl susțineau cu lovituri de cuțit proptit de poartă. Disperat, Pablo Vicario îi dădu o lovitură orizontală în pântece și toate intestinele îi țâșniră ca într-o explozie. Pedro Vicario se pregătea să facă la fel, dar mâna i se răsuci de oroare și îi dădu o tăietură rătăcită în coapsă. Santiago Nassar mai rămase încă o clipă rezemat de poartă, până când își văzu măruntaiele pe pământ, curate și albastre, și căzu în genunchi. După ce l-a căutat strigându-l prin camere, pe când auzea fără să știe de unde alte strigăte care nu erau ale ei, Placida Linero se duse la fereastra ce da spre piață și îi văzu pe frații Vicario fugind spre biserică. Erau urmăriți îndeaproape de Yamil Shayum, cu pușca de vânat tigri și de alți arabi fără arme, iar Placida Linero se gândi că primejdia trecuse. Ieși apoi pe balconul de la dormitor și îl văzu pe Santiago Nassar în dreptul porții, cu fața în țărână, chinuindu-se să se ridice din propriul său sânge. Se îndreptă pe jumătate, aplecându-se într-o parte, și începu să meargă în stare de transă, ținându-și cu mâinile măruntaiele ce atârnau. A mers mai bine de 100 de metri pentru a face înconjurul casei și a intrat pe ușa de la bucătărie. Mai avea încă suficientă luciditate ca să nu meargă pe stradă, ceea ce ar fi însemnat un ocol, și intră prin casa vecină. Poncho, Lanao, nevastă-sa și cei 5 copii ai lor habar n-aveau de ceea ce tocmai se petrecuse la 20 de pași de poarta lor. Am auzit strigătele, mi-a spus soția lui, dar am crezut că era petrecerea în cinstea episcopului. Se pregăteau să-și ia micul dejun când îl văzură intrând pe Santiago Nassar plin de sânge, ducându-și în mâini măruntaiele ca pe un ciorchine. Poncho Lanao mi-a spus, ceea ce n-am putut uita în veci a fost mirosul îngrozitor de rahat. Însă Argenida Lanao, fata cea mai mare, povesti că Santiago Nassar mergea mândru ca totdeauna, măsurându-și bine pașii și chipul său sarazin cu cârlionții răsculați era mai frumos ca niciodată. Trecând prin dreptul mesei, le zâmbi și continua să meargă prin dormitoare până la ieșirea din spatele casei. Am rămas încremeniți de groază, îmi spuse Argenida Lanao. Mătușa mea, Venefrida Marquez, curăța un hering în curtea casei sale, dincolo de fluviu, și îl văzu coborând scările cheiului vechi, căutându-și cu pas hotărât drumul către casă. Santiago, băiatule, îi strigă, ce-i cu tine? Santiago Nassar o recunoscu. M-au omorât, mătușă Vene, spuse. Se poticni de ultima treaptă, dar se îndreptă imediat. A avut chiar grijă să-și scuture țărâna de pe măruntaie, îmi spuse mătușa Vene. Apoi intră în casa lui pe poarta din spate, care era deschisă de la ora 6, și se prăbuși cu fața în jos în bucătărie. Sfârșit. Ați ascultat Cronica unei morți anunțate de Gabriel Garcia Marquez. A citit Simona Soare.